Hai cu chiquilaca, jumbalalailaca, chica chica laca, ningalingailaca. Vezi, să mă ierte Dumnezeu. Ce le plac, că nu-i carici. Comentarii. Am văzut că este la 10 la 1. Ei? 10, 1. Nu strânge lumea ușor, ușor. Hrău, dar mai zmardele sunt mare de familia mea, dacă am văzut așa ceva, nu știu ce să mai zic, că județ zmardele, în cărnați, în cocă, în alte. Hai, bună seara, bună seara, domnilor. Dacă se diclește, dacă nu se diclește, spune și voi acolo. Domnilor și domnilor, bună seara. Mâine s-o apuc să fac un nou vlog cu continuarea, când am venit pe Jilava și am plecat până pe Mărgineni, ce s-au întâmplat și pe Mărgineni și pe Jilava. Pe urmă plecarea mea a doua iară pe Jilava, când m-am mușcat șobolan atunci. A ajung până acolo, la mușcătura gigantică de șobolanos. Singură condițiile lor. Parcă m-a atingut să și o judecată, să nu a rămas. Acum să vedem, dacă voi putea. Logic, nu? Poate puteți să-mi trimiteți și mie un mesaj careva să spui, bă, se aude, nu se aude, merge bine, nu merge bine, te vezi, nu te vezi, că sunt pe stream iar de la și vreau ca să băgăm mai multe persoane sus, mai multe persoane sus. Cine are ceva întrebări sau astea să nu mai se scrie în taste ca să urce sus. Că la mine o să fie mai altfel decât restul. O să vă dau voie să urca și sus, dar numai să nu mai arătați pula că mă blochează și să-mi pară fata mea. Salut, Daniela, salut. Mersi, mersi frumos, mersi frumos. Dacă e ok, e bine. S-a dat luna live, nu? Sau nu te-ai întrebat aseară de live? În seara asta o să avem o discuție de ghium. De fapt, nu e de ghium. E ca și titlul pus de ăla. Aseară am făcut o probă cu streamer, nu știu să vedem dacă merge, dacă se salvează. Bună seara, Luminița, să rămână mult.
Bună seara! Și o să... n-ai fost tu. Am înțeles, frate. O să încercăm să facem viața la toată lumea care este aici pe live și care vine aici pe live, la mine. Nu doar eu să mă văd sau alea. O să avem ocazia să băgăm sus, dar mai mult de 3 minute nu o să țin pe nimeni, indiferent de situație. Poate să fie oricine ar fi mai mult de 3 minute, nu-l țin. Și așa e mult 3 minute, poate să mă înjure din cap până în cap să mă spargă. Merge, frate, corentata fermentează, ești nebun, e beton corentata să mor, dacă te minți, ce naiba, păi suntem copii. Salut, salut, calotul, salut, te pup. Corentata merge, frate, pe locul ăia, acolo. A dat un pic aseară, că nu desfăcusem eu dopul bine și era să sunt cam întâris, am stat vreo jumătate de oră că scot tot aerul bine. Dar e bine. O să o fac atunci când trebuie să o fac. O fac și să scot. Nu să doar zic așa se face sau alea. Să și scot. O să scot vreun kil 700. Frumos așa. Cui vrea să-ți trimiți, îi trimiți să muriți dacă nu-i trimiți. Să vedeți și voi cum este corentata de până mai adevărat. Am luat și găleata. Hai nevastă-mă, gălată de aia de 15 kg, e bună, mi se pare că e de 15 kg, da. De la aia, de la bucătărie, de unde lucrează, că ne-ați ia cartofi. Și e tot mai ok, e curată, e tot spălată, făcută cum trebuie. Trebuie să mă să iau mâine ciolofan. Mâine, da, să mă să iau ciolofan și fierbător. Și o să fac în găleata asta, cred că lea pe amândouă bidoane. Au să iau fierbător de la micu să fierbă mohnit ca să pot să-mi dea pe din afară. Ha, vrei și tu un litru? Păi nu-l vând, mă, ți-l trimit așa, dacă îmi spui unde să-ți un litru, păi și eu ce mai beau? Mam, păi tu vrei pe toată, păi scot 2 kg, mă, din astea. Din 10 kg de borcot și nu o să scot 2 kg, scot 1 700 kg. Ca să iasă ca și palinca. Să iasă tare rău. Auzi, vrea și eu un litru, mâncați-o, vrea și eu un litru. Bă, dar ești fata sau ești băiat? Dumitra Luminița, pe bune. Nu, serios, tu ești fata sau ești băiat? Cum am spune eu, femeie sau băiat? Femeie, fata sau băiat? Ca să știu ce. O dură. Yes, beton. Păi și pe unde ești? Pe unde te afli? În ce zona României te afli? O jumătate pot să-ți dau, să mor eu, dar nu adevărat zic. Care sunteți pe aici, pe București, spune-le, spune și vă zic unde să veniți și vă dau. O jumătate pot să-ți dau. Domnule Stoicovici, ok, Stoicovici. După 15 ani de până aia, stați bine cu psihicuri. Spune, mersi frumos, Dani, după, normal că stau frate, pentru că am avut pe cineva în spate care nu m-a lăsat să iau razna din nou. Ai înțeles? Deci, după ce m-am eliberat, un timp cam de vreo 2 luni de zile, nu prea am fost în apele mele. Nu că îți dau să mor eu, dar nu-ți dau luminița. Serios, îți dau. Fără gumă, fără catinică. Dacă ești pe aici pe București, vei să-ți o iei. Dacă nu ți-o pun la poștă, o pun la poștă cu cui vrea. Dar nu poți da mai mult de un kilogram, dacă 700 o beau eu. O jumătate și jumătate, trimis și eu la cineva. Ce am vrut să zic, Daniele? Vreo o lună și ceva de zile am fost cam bezmetic. Bezmetic cum adică? Nu țineam cont de nimic, frate. Pe unde mă duceam, pe unde alea, nu vedeam nimic decât numai pușcării, numai nebunii, numai certuri, numai de-astea. Adică nu suportam să vină unul să se atingă de mine, că spuneam, ce faci, bă? Chiar eram pădus. Ok, stai să o fac și până mă spui dacă e ceva și nu-i problemă, pe cuvânt. Da, e impactul, da, într-adevăr. Dar părul nevastă mea, părul frate, și s-au schimbat lucrurile, adică cum spre bine pentru mine, pentru că mă tempera, înțeles? Cu toate că se certa rău de tot cu mine și mă certam și eu foarte rău cu ea, dar mă tempera. Și am avut norocul ăsta. Mulți nu au norocul ăsta, crede-mă. Salut, salut, fanul Salam. Fanul Salam. Bine. Te-ai pus, frate, să-ți trăiască familia ta și ce-ți dorești și mulțumesc frumos că mă urmărești cu plăcere.
Și m-a cam ținut. Nu pot să zic că n-am avut niște ieșiri urâte, că am fost și pe la băute și pe la alea și primele vreo două, trei băuturi, că beam și înainte. Acum nu mai beau cam de vreo... Am băut în seara aia puțin aici pe live și m-am răzgâit și până am plecat și... În fine. Dar eu până atunci, până acum câteva seri, eu n-am mai băut de vreo 7-8 ani de zile, frate. Deci, poate așa să beau o bere, două, atât. Mersi mult de tot, Daniele. Da, frate, și m-a ținut. Deci, la mulțumim. Deci, dacă nu era aia, pot să spun că cred că și la ora actuală, dacă stau să mă gândesc, eram la pușcărie, frate. La mulțumim, m-a ținut. Contează extraordinar de mult să ai pe cineva lângă tine care să te împingă de la spate, să nu faci rele și să nu o iei ras la mâncați. Că la un moment dat nevoile sunt nevoi. Și n-ai ce să faci până nu începi să faci infracțiuni din nou. Și dacă ai pe cineva care este tare, putere lângă tine, în special să fie o femeie, frate, să știe să te ia, să știe să te potulească, să știe să alea, ai cel mai mare noroc posibil. Eu pot să spun să rămână la lui Dumnezeu că am avut norocul ăsta cu nevastă mea. La modul cel mai serios. Că dacă nu era, sigur, făceam vreo boacă, nu făceam vreo nebunie, iarăși, iarăși ajungeam la pușcărie, pe urmă mă liberam, eram disperat ca să fac ceva, să fac alea și iar o dădeam în infracțiuni, în chestii de-astea, că știi cum e, când ești de acolo, ești cashback. Nu ești normal. Mulțumesc mult de tot, Luminița. Să rămână multe. Te pup, te pup, negru, te pup. Ce corentată, să vă arăt fata. Mersi, poți, negru, frate. Ce fu corentată, m-a spart. Deci, la modul cel mai serios. Uite că a fost bine. Vezi că am avut o perioadă, deci la modul celor ăsta, Daniela, că trebuie să spun acum, ca să știi, vezi că am avut o perioadă în care vreo 4 ani de zile am stat numai în casă, frate. Numai în casă cum? Am intrat în calculatorul ăsta, adică depistase și eu chestia asta cu calculatorul cu astea, că nu ne-am prins, frate, când am căzut la pușcărie, ce dracu să prinde, ești nebun la capă bune. Fă și tu 96, ce calculatoare erau? Sau ce astea erau? Erau rarități, doar ce s-a duce după afară, ai înțeles? Și pe aici nu prea mergeau, nu prea alea, nu știu. Că nu l-am prins, nu este minți? Dacă eu l-am prins telefonul mobil afară, l-am prins la pușcărie. Când mi l-a pus milițianul telefonul mobil în mână să moară ăsta, că nu trebuie ce asta mă, dai să simt stație. Să mor, că m-a zis un zonul lui Ericsson de la caramidă. Și ce faci, mă, dai să simt stație aici, nebun, nu mă, telefon, ce telefon mă este ăsta? Logic, dacă nu știam. Și am intrat în chestia cu calculatorul, cu asta și am depistat jocuri de-astea, gaming de-astea, ai înțeles? Îți dau, mă, să mor de nu-ți dau. Luminițu, îți dau. Să mor dacă nu-ți dau. Pă bune. Îmi spui unde să ne întâlnim și vin și îți dau. Să mori dacă ții minte. Uite că ți-am promis. Deci dacă ți-a făcut promisiunea asta, crede-mă că eu chiar mă țin de promisiuni, nu sunt pădos. Da, și m-am dat de jocurile astea de astea și am intrat cu capul în ele, mă, capul în ele, ziceai că sunt turbat. Băi, dar nu jucam pe bani sau pe alea sau să o bag bani sau... Eram nebunit de jocuri sau de chestii de astea, înțelegi? Te pup, Antonio, te pup, mersi frumos să-ți trăiască familia ta și ce dorești noi. Și am intrat cu capul în jocuri. Și vreo 4 ani de zile, frate, am stat numai în casă, în casă. Ieșeam la cumpărături, ieșeam pe acolo, dar eram nebunit ca să vin repede să mă joc. Și acum ați minte, prinsesem un joc de ăsta. Te pup, Sebastian, te pup, Gogane, te pup, să-ți trăiască familia ta și ce dorești, frate, te pup. E mai altceva, frate, aici. Crede-mă. Nu mai intru pe TikTok. Nu o să mai intru. Ba, de fapt, intru, dar o să intru doar sâmbătă și duminica. O să intru sâmbătă și duminica și o să intru cam în jur de până la ora 6, până la ora 9 și până vin pe YouTube, frate, că pe YouTube. Mersi, Antonio. Antonio, mersi, frate, să trăiască copiii tăi și familia ta și ce dorești. Că m-am săturat de atâtea șmecheri și înjurături și multe chestii și multe alea și te forțează și pe tine ca să vorbești prost și să-i înjuri și alea și te ia lumea exact ca pe ei. Și mai bine lipsă. Da, știu, 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 știu. Să-mi se seară, că nu mai... Gata, pa, la revedere. O să pun un vlog de ăsta mâine. Și tu să-ți trăiască familia ta și tu ce-ți dorești, nene, Antonio. Să ai parte multă, frate, de
familia ta și de sănătate și mai ales de libertate, că e cel mai important. Da, mă, și prinsesem un joc de la Stalker, se numea, mâncați, dar era bun, era șotări, era astea, bine, dacă mă liberam de la părna și nu știam, îți dai seama, dar habar n-aveam. Mă întreau cap, bă, vreo 4 ani de zile, frate, vreau să spun ceva, n-am făcut nimic, ești de mult la cap. Se ducea nevastă mea, săracă, muncea, se chinuia sau alea, dar uite că n-a fost o femeie de aia, vezi, băi, vezi tu, contează enorm de mult, mâncava și. Să ai o femeie lângă tine ca să te iubească și, într-adevăr, să te pună pe picioare și pe drumul la care trebuie, pe cea mai scumpă. Că dacă stai să te gândești și găsești, mai în ziua de azi e greu să mai găsești și cum am eu nevastă, frate, sincer spun. Că acum toată lumea e pe hap luaterea, pe luaterea și pe luaterea și pe luaterea și pe luaterea, că asta e. Dar eu am avut un loc, ce să spun, am avut un loc bine. Nevastă mea pe mine mă iubește de mic copil, noi am fost împreună mici, până mai am căzut numai la pușcării, dacă am căzut până 90, până în 2009-2010, numai la Părnaie. Îți dai seama că e 20 de ani aproape, că am făcut numai Părnaie. 20 nu, dar 18 și ceva sunt. Mersi frumos, Daniele. Da, frate, și s-a dus și a avut răbdare cu mine, deci asta a fost cel mai important, a avut răbdare cu mine. Și după 4 ani de zile, fii atent ce s-a întâmplat. Bă, dintr-o dată așa, pe cuvântul meu, nu vă mint, deci la modul cel mai serios spun. Deci după 4 ani de zile, cred că 4 ani de zile, poate și 4 ani și o lună, părerea m-am ridicat de la calculator, la curs și am spus, ce fac eu? Bă, bune! Dar știi care a fost chestia de m-am pins? Nu mai aveam țigări mâncate și ea nu era acasă, era la muncă și nu mai am avut țigări și m-am ridicat de picioare și bă, dar ce fac eu? Deci o să mă joc niște jocuri de astea, mă scuzați că folosesc, spun, de căcat pe telefon, pe calculator. Și eu nu produc nimic, am bărere, lasă-i puțin, eu ce sunt, eu sunt chiar bătut în cap. Și am ieșit afară, frate. Și am ieșit afară, am început să întâlnesc lumea, am început să întâlnesc prieteni, am început să, ușor, 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 să intru în situația normală de normalitate, înțeles? Dar eu 4 ani de zile am stat cu capul numai în ăla. Adevărat, frate. Bine, nici nu vreau ca să mă duc să risc sau să fac anumite chestii astea, că am fost de câteva ori să mă angajez pe undeva și nu m-a primit nimeni, frate. Am depus și CV-uri și toate chestiile astea pentru că nu sunt prost și să-mi fac și un CV sau alea, că cu toate că am făcut atâta pușcărie sau alea, chiar dacă am făcut carte am, de ce să zic că nu am. Dar pe fain îi pui pe cursă, pe TikTok, iujeați tot curtul. Păi și aici ai pun pe cursă, mă, Sebastiane, Gogane, și aici, frate, cine e obraznic, și-a cursă, am vot imediat să mori dacă te mint. Că și aici e cursă, ha, te duci. Și... am ieșit, frate, și am început să întâlnesc lumea aici, de bun la cap. Și am întâlnit un prieten, am întâlnit cu el, cu prietenul ăsta al meu. Da, mă, da, să mor dacă te minți, nu știu ce curse. Am duba de târșol în poartă, așteaptă. Vine unul, vorbește urs sau în jur, hap, du-te, mă, pe cursă. Și uite cum am întâlnit un prieten, am întâlnit unul. M-am dus, am încercat să mă angajez din nou, nu m-a primit nimeni, mâncase și, de fapt, nu m-au vrut, aveam răspunsul ăsta în permanență, cum îmi cerea cazierul, eu ca bou și ca idiotul, salut Saba, salut, eu ca bou, vezi că o să te sun mâine, Saba, să stau de vorbă cu tine, serios. Eu, mult ca tâmpitul și ca idiotul, frate, ce vrei să spun? Mă uit la surveve ea. Tot în nebunie, tot în aia, tot în... Da. Stai că a venit nevastă. M-a luat. Da, mă, și-am încercat, tot încercat să mă angajez aici, de mână, cap. Eu ca prostul și ca idiot, eu am și cazierul, frate, că trebuia să duc și cazierul, ai înțeles? Că mi-l cerea. Cazierul, ăla, ziceam cazierul, ziceam CV-ul, ziceam astea. Și cazierul meu e pie. A luat într-o foaie mea de vreo 4 foi, mâncați. Să mor dacă vă minte, nu pe bune. Bine, acum nu mai l-am scos de mult, pentru că nu m-a interesat, că știam că am cazier și am zis, dă încolo și așa de cazier, mai duc cazierul, că nu m-am mai angajat, că nu mai avut cum să mă angajez la astea. Salut, Andrei. Mahmudiu, vezi că am borhotul la fermentat. Ai văzut că am pus, nu? Vezi că e aici, vlog pus, uite-te acolo și pormă nu mai vorbi cu mine. Și prima mașină răspunsă pe mare, același răspuns.
Vă sunăm noi. Vă sunăm noi, vă sunăm noi. Pătățel de curete, vă sunăm noi. Nu m-a sunat nimeni niciodată, de bun. Porom a fost plecat și afară. Bine, am făcut pe aici niște infracțiuni și că trebuia, că am ajuns într-o postură încât să, ca să înțelegeți voi. Dar eu aș vrea ca să ajung cu povestea acolo, cu chestiile astea. Înțeles că dacă vi le spun după acum, nu mai are niciun has când o să pun blogurile și o să vă zic povestea. Dacă vreți să o aflați acum, eu pot să vă zic acum. Înțeles, bă, nene, ce să mai vorbim? Ajunsesem într-un fel că nu mai aveam sigur nici mâncare în casă, nici niciun nici. Bun, ajunsesem să moară măsa. Aveam parachilie să plătesc vreo 6 luni de zile plătă și eram terminat pe viață. Și am fost nevoit ca să mă duc să fac niște infracțiuni, să fac niște chestii ca să pot să revin. Și aia e. Dar m-a luat. A venit mascații peste mine și m-a luat. Am avut mare noroc atunci că mi s-a dat un OP, un NUP. De începerea urmării penale, că a fost avocatul care a fost de așezatură. Ce faci asta? Nu te-ai descărțat. De ce? Ai zis ceva de papa? Nu. Cum ai văzut acolo? Păi, dar nu am luat nimic. Nu mai trebuie să mă duc. Nu mai trebuie să mă duc. Hai, lasă. Lasă. Nu mai trebuie. Lasă, nu mai trebuie. Da, frate, oamenii se uită la caziere, ești de bună, ca nu se uită la oameni, ești de bună, ca pentru că e greu în casă și trebuie să se uită oamenii. Păi nu am cum să le arăt acum, trebuie să mă duc acolo să arăt cu doanele în casă, să arăt alea, tăle în cură, lasă-le așa, că mi se pare că n-am voie să le depărai, bă, nu știu. Salut, salut, Sandule, salut. N-am voie să le arăt pe live. Dar le arăt mai încolo, stai, le arăt, frate, că bun le arăt, că nu e mare chestie să le arăt. Și cam asta a fost situația, frate, cu mine și cu alea. Pe urmă, într-un târziu, am plecat după chestia asta, am plecat în Germania, am stat prin Germania să mă arăt ăsta, dacă am stat vreo 4 ani de zile. Nu știu, am zis și eu, am crezut că n-am voie, nu știu. Iată-te și tu un bidon de la acolo și dar vezi că nu îți motrece să sare, că se dă, de, nu sare, nu sare, nu sare, iar toată și-a zis cu acei. Da, e de bulion. Păi este cea mai bună, mă. Nu stau de când am nicio dreapă. Uite-l. Auzi. Auzi, cum faci, auzi. Fermentează în continuu. Ia tată, ești fost acolo la loc. Păi de bulionul, că bulionul este cel mai bine. Să nu strângi capacul deloc, ai înțeles să lași și cum îl las eu. Ca să poți să ai vedea din aia, pac, 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 că se bată. Halba e aici, mă, dar e goală, domnul ăsta, că am băut cafea până acum, uite aici. Halba n-are cum să, e lângă mine, e beton halba lângă mine. De bulion este bună, mă, înțeles, iese și curată. Păi nu se, băi Andrei, nu se face corentată ea. Ești nebun la cap? Din asta ce fac eu acum, după vreo 6-7 zile, se face vin. Deci se face un vin. După 7 zile se face un vin foarte tare, ai înțeles? Nu mai tare decât e vinul normal care la vinul e pe piață sau chestia asta. Și ăsta se pune în găleat. O să vedeți ce se face. O sticlă de țuică de caise. E bună aia de caise, dar asta e să forțăm să mă rămăsă. Ești la zic cu știrile? Ce faci, bă? Cum? A fost o bultă, am zis de mine bun. Să mor și la tine. Da, totul perfect, stați la urmă. Ați văzut, nu, uite, poftim, că a fost discuția ieri cu ăsta care s-a... care a evadat cu evadatul sau aia. Ați văzut ce repede l-a prins? Mai, frate, dacă vrei să faci o chestie de-asta cu merea ăla, trebuie să fie totul pregătit dinainte, în casă, să aibă cineva ca să stea repede cu mașina, ca să se și zboare peste. Nice, nu, dar nu are, bă, cum ești de mână cap cu oamenii ostați la ei. Și au văzut în 3-4 minute, au văzut că a dispărut ăsta. De bun, și-au pus mâna pe stație și au dat pe penitenciar imediat și penitenciarul hop la toate polițiile. Durează exact 2 minute până face lucrul ăsta. Se pune embargo peste tot. Că ăștia, zic că nu știu, da,
Eu am stat așa că m-am uitat și la televizor și am văzut că uite cine asta chiar am văzut dimineață. Bă, frate, mergea cu mine în buzunare, mă, mâncați și gura voastră să vă mănânc, mergea cu mine în buzunare, mă, mă, ce-i asta, mă, m-am urmărit să-ți am zis, mă, cine acum, mă? Pe mine personal și eram cu pedeapsă mare, am spus că și la dat pedeapsă mare, 18 ani pentru omor, am înțeles. Pe mine o să moară, mă, când mă scotea și mă ducea undeva ca la medic, la asta, pe spital sau asta, pe civil, îmi punea cătuși și îmi punea lanțul, frate, să moară, mă, acum aștia mergea cu mâinile în buzunare, nici nebun, am nebunit, am zis, mă, două dracu de aici. Da, mă, ăla care a sunat la gardă, într-adevăr e prăduitor, dar și care chestia nu e un prăduitor care l-a văzut la televizor pe el. Sau chestia asta, spun eu, e cineva, ori din familia lui, ori un prieten care nu-l vrea pe el afară, că sau poate are vreo chestie cu el anume. Serios. Păi, ei, băi Andrei, îl scoate criminal periculos, frate, pentru că era cu crimă omul, avea 18 ani, pedeapsă și a executat 7 ani. Sau nu te-ai documentat ca să vezi că chestia asta așa e. Și pentru ăștia de la știri, oamenii care face o crimă, că o face din întâmplare, că o face pe bune, e cei mai mari mâncați și criminali. Dar ei nu se mai văd criminal că ei instigă majoritatea oamenilor către infracțiuni și anumite chestii. Nu vedeți că la toate știrile sunt numai infracțiuni, ești de bun la cap? Ei fac ceva care chiar nu este, deci pe bun la modul chiar nu este educativ, ești de bun la cap. Da, mintea lor, asta e, să fie sănătoși. Da, mă, la el acasă, păi dar unde să se ducă în altă parte, frate? Unde crezi că avea să se ducă în altă parte? Ori o fi și disperarea de cauză, numai nu fi căutat familia sau să o fi oprit familia din el și a vrut ca să se ducă să vadă ce face familia cu el, că altfel nu se înțelege să moară măsa. La modul cel mai serios. Și da, frate, asta a fost chestia cu că așa, deci dacă te liberezi după o pedeapsă mai mare de 5 ani, eu am zis 5 ani, n-am zis mai mult. Păi n-avea unde să se ducă, mă, frate, unde să se ducă? Dacă el n-a avut nimic a pregătit și n-a avut treabă, mă duc acasă, îmi fac și un bagaj repede, văd ce aș după la ai mei cu tare să pună mâna pe bansoară și hap, a plecat. Asta era gândul lui. Dar el deja când era acolo, el deja era toate forțele adunate și toate forțele ascunse că pe el că l-are. Pe bune. Ce vreau să vă întreb? De fapt, nu vreau să vă întreb, vreau să vă spun, să vă aduc la cunoștință, ca să puteți să înțelegeți. Aici sunteți pe live la mine, cum vine vorba, eu sunt șef de cameră, eu sunt șef de barac. Baraca mea nu e alu nimeni după YouTube-ul ăsta sau alea. Dacă ei să-mi oprească de la, baraca mi-o oprește din cauza mea, nu alu nimeni altcineva. Deci dacă aveți ceva de argumentat, dacă aveți ceva de povestit sau ceva de spus, dacă într-adevăr totul se rezumă la contentul care este și la discuțiile care sunt, o fi posibil să toarnești la veritire. Nu e mare lucru. Deci dacă... Da, păi da, frate. Asta e, ce vrei. Deci care doriți să urcați sus, îmi spuneți, o să pun un link aici, dar vă spun după acum, urcați sus. Nu cred că am făcut la cineva sau la lumea anume ca să fie zdențe de oameni să-și arate, să mă uitească, zic, pula sau alte chestii de-astea ca să mă oprească canalul. Că îmi fac alt canal, nu-i problemă și îl pun pe picioare repede, că îl pun pe picioare. Dar pe urmă nu o să mai fie live-urile care vreau eu să le fac, adică live-urile să le facem cu toții. Deci cine vrea să urce sus, la modul cel mai serios, poate să-mi spună, bă, hai să urc eu sus, vreau să spun și eu ceva. Dar vedeți că mai mult de 3 minute nu vă las. Deci mai mult de 3 minute nu las pe nimeni, frate, fără glumă, fără catenică, pentru că nu vreau ca să se lungească discuția, să urce altul, unul peste altul, unul peste altul. Deci n-am să bag unul peste altul, am să bag pe rând. Cine vrea să urce, să spună, bă, frate, uite, vreau și eu asta, sau asta, sau asta, sau bă, am și eu o problemă. Pot să rezolv și o problemă asta, ce spui, îmi dai și mie un sfat, îmi dai o chestie, îmi dai o aia. Că bun, la modul cel mai serios, că nu e mare chestie, că pot să dau sfaturi, că aici e vorba de prea multă lume care am întâlnit tot pe la pușcărie și știu despre ce e vorba, despre absolut orice faptă și pot să dau niște sfaturi ca să te ajute pe tine, fără să-mi dai nimic, frate, sau alea. Că să ajuți un om e super ok, ca să înțeleagă.
în afară de soția ta, că m-a ajutat un prieten la greu. Bă, Poz Negru, da, într-adevăr, am avut un prieten, de fapt, un prieten care s-a liberat de acolo, de la Prânaie, deci la mult ce mai serios, băiatul la Dragoș, care a spus că l-am băgat la barbuș și l-am grațiat. Dumnezeu să le ți-a murit, săracul. Deci băiatul ăla, când m-am eliberat, la mult ce mai serios, a venit, a ținut cont pentru că l-am grațiat și de atunci de când m-am întâlnit cu el, a fost un ajutor pentru mine. Cum? Deci el venea în fiecare zi și nu le-a câte 50 de euro, câte... să mor dacă te mint, fără glumă, fără catenic. Adică m-a ajutat financiar, mai m-a luat pe acolo, mai, să mai văd glumea, să mai alea, adică să mă scoată din chestia, din carapacea care se închisese pentru mine, de eram tot acolo. Cam atâta m-a ajutat. În afară de nevastă mea, cam atât. E adevărat asta? De Dragoș, zic. Cam singurul care m-a ajutat, e adevărat? Da. Că în restul pervers și barda cu toată lumea. Păi, până la urmă a fost pervers, dar după ce m-a ajutat a fost pervers. Da. Ce tată, nu e așa? Omul se mai schimbă în drum, da. Da. În timpul ăla, da. Deci când aveam nevoie, frate, și mi-ar da buza de la prezență. Da. Cum pot să urc sus? Eu n-am nimic de zis, de spus. Simplu. Foarte simplu. Pun aici un link și urcă lumea sus. N-am studii, Sandule, n-am studii juridice, dar am tot întâlnit atâta persoane pe acolo, ca să înțelegi, și am văzut atâtea fapte și m-am documentat. Stai cu oameni în cameră și își povestesc fapta, își povestesc calea și încerci să zici, bă, fă chestia asta, poate mai ok, fă aia, poate mai ok, fă aia, chestia aia, poate mai ok, înțeles? Și salut, omul, salut! Și pot să-ți dau un sfat fără să am studii juridice, frățiorul meu. Că eu te pot învăța multe lucruri care avocatul nu te învață, că avocatul vrea să te lungească ca să-ți ia banii din buzunar. Eu nu știu nimic. Eu spun o chestie ca să ajut pe tine să ajungi pe la pușcărie. Ai înțeles? Eu nu termină, mă, băi, Andrei, vezi că la asta pot să pun bloc definitiv. Vezi că pun pe 600 de minute. Salut, Andrei. Mersi frumos, Filip. Mersi mult. Nu ești de acord cu mine? Păi ar trebui să fii... dacă nu ești de acord cu mine, să fii sănătos, e problema ta. Nu e problema mea. Pă bune. Fiecare cu părerea și opinia lui. Ar trebui să te învăț cum să dai un briceag în cablu 1 sau să dai un briceag în cablu 1 și să-ți la pușcărie. Așa ai fi de acord cu mine? Nu, la mine totul e invers. Da? Că dacă avocatul ăla spune, băi, amânăm și noi cauza, eu pot să spun în felul următor, bă, ce e chestia asta sau asta? Să fie sănătos, lasă-i pe toți aici, să stea grămadă toată lumea și hater și ce vrea ei. Numai nu mă înjurați că vă pun pe cursă ca să înțelegeți lucrul ăsta. Salut, Marius, salut, te pup. Te pup să stească familia ta și tot ce-ți dorești, frate. Am înțeles, Marius, mersi mult de tot, Marius, mersi. O să pun mâine continuarea la vloguri care sunt, ai înțeles? O să fac un, cred că o să fac unul mai lung de vreo 2 ore. Așa și o să-l pun pe tot. N-am făcut niciun. Unde? Nu, că n-am mers să-l pun acum în parteratul și am știut să l-am alucat de gata. Să mor. Păi ne zici tu că nu e nimic acolo. Păi și ce vei să fac? Sau moca? Ba da, pe TikTok am pus. Am pus 3 de alea pe TikTok. Păi nu mai ții minte, nu vezi? La ăștia tine le arde de alte chestii, frate, Marius. La ăștia tine le arde de alte chestii. Le arde ca să dea cu chestii, să dea cu astea, că e mai bine dacă aș fi zmardoi și aș începe să înjur și aș începe să iau peste picior, să folosesc cu ei jargoane de-astea la alte de pârnaie, pe le știu pe toate. Cum? Nu că mai știi. Păi eu ce zic, dar nu, lasă-mă să vorbesc. Și mai repede le plac chestiile astea, că dacă încep acum să zic, băi, bulangiule sau chestii de-astea sau... Păi curățeniu sau astea, să folosesc cuvinte de-astea sau de drumul la veciu, de drumul colo, de drumul colo, mamă, toți ar veni aici, mamă, ce haladit eu am în casă. Aiurea! Haladit unde? Pe online, pe internet? Pă bune acum, hai să fim serioși, fraților. Poți să ajuți un om, frate, și poți să ajuți un om și cu un sfat și cu orice chestie și mai multe sfaturi care le dau sale,
trebuie să le adevune dacă vor. Dacă nu vor să fie sănătoși și problema lor, nu e problema lor, frate, la modul cel mai serios. Dar eu spun decât un singur lucru. Lăsați și infracțiunile deoparte, fiți și voi băieți dacă sunteți băieți, fără să mai faceți infracțiuni, să ajungeți pe la pușcărie. Credeți-mă, dacă intru o dată, intri mereu pe un cavaș. Deci dacă intru o dată, te strici și intri mereu, pentru că dacă intri în pușcărie, niciodată n-ai să vezi, niciodată n-ai să vezi pe vreunul că să zică eu sunt cu minte, eu sunt alea. Știi ce iese din gura la lume ca să se dea mare, ca să poată să-și câștige respect? Că ei sunt mari infractori, că i-a avut 100.000 de euro, că i-a avut cutare. Să zice unul la pachet și poate familia lui se chinuie ca să aducă 3 cartoane de țigări sau 5 cartoane de țigări și câteva cutii de și când vine, ce fac, domnule, că nu mai am decât vreo 40-50 de mii și nu știu dacă mai ajunge până mă liberesc, nu mai ar fi de-astea unei, ești de bun la cap și poate familia lor se chinuie pe afară că se aducă pachetul ăla. Dar ei ca să dea mari, asta este. Da, frate, salut, Andrei, salut. Cea mai mare șmecherie e să stai lângă familia ta, frate, să-ți vezi treaba ta. Da, 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 la halbă? Păi nu, cred că zici eu beau, că halba e halba mea, ai înțeles? Păi fac un vlog și când dau drumul, oricum o să mă promovez și eu un pic, că trebuie promovată. Că e afacere care sunt băgate în ea, nu e alu altul străin. O să mă promovez, nicio problemă. Că să pun un vlog aici, o să pun și aici un vlog unde este, unde se află, o să prezint tot cum este, cum alea. Și o să dau ce mă, o să pun direct. Cine vrea să vină, veniți la adresa cutare acolo. Pot să schimb toate cauciucurile, ce vrei tu. Eu vreau să-i dau drumul acum, până încep schimburile, că pe 15 e vorba să înceapă schimburile acum. Dacă l-am început deja, că am început, că am început să dea căldura și... Și de asta zic. Mă repet încă o dată, deci care vreți să urcați sus, să stați, să spuneți anumite întrebări, dar întrebări să fie, frate, oricum eu te văd înainte. Eu te văd înainte. Când spuneți, băi, bagă-mă și pe mine sus, să stăm de vorbă puțin. Poți să mă întrebi unele lucruri, dacă sunt în măsură să te ajut, te ajut, dacă nu te ține, te fac la un avocat sau te la un judecător și vorbește cu el. Pentru că am observat că toată lumea nu bagă sus, oameni sau astea, bă, de ce să nu bag sus? Da, adică, ce poți să facă, frate? Serios. Te-am auzit că nu ai zis că nu se mai calculează la evadare ca ai executat înainte. Se dă cu pus pentru evadare și se scade din pedeapsa la rezultate. Exact. Depinde, nu. Nu te condamnă de două ori, adică nu poți să te pedepsească de două ori. Ori îți dă prin adunare ceea ce te condamnă și pe la evadare mi se pare că încadrarea e 3-5 sau 1-5, nu, 3-5 e încadrarea. Ori îți dă prin adunare, salut, salut, Cristiane, salut, salut. Ori îți dă prin adunare, obligat îți dă prin adunare, ori dacă nu, nu-ți mai dă pedeapsa, adică nu mai te condamnă și cam scade ce ai executat și de la început. Deci sunt două chestii, acum cum are norocul omul, îți dai seama. Exact, recitiu post-condamnatorii, da. Trei, cinci, ce înseamnă? Nu scris cu chestia asta prescurtată sau alea, că nu mă... Deci chiar nu mă... Rugămintea la voi, știți care este? Vă rog frumos, dacă aveți plăcere și dacă vă face plăcere, dați-mă, frate, și voi un like de la să vă trăiască familia voastră. Că eu chiar la mine nu jur lumea, nu alea. Eu am o conduită mai altfel față de restul și alea. Păi și e păcat că și eu mă oftic când văd mai puține lume. Pe la alții sunt... La înjurături mergem toată lumea. Dacă merge toată lumea la înjurături, încep să înjur și eu, aiurea, dar nu pot, că nu stăm mie în caracter. Mai bine rămân dracu cu ăștia noștri puțin și eu ok. Că ușor, ușor se strâng și la mine. Eu am și puțin abonați, față, sau câte 25.000. 20.000, 10.000. Eu, da, dracu, am 1.300, nici 1.300 n-am făcut. Dar mai să strângă și pe la mine 5.000, 6.000. Și atunci, poate.
3-5, da, încadrarea 3-5, ceva de alea. Păi am zis 3-5 încadrare. Poate dea spre maxim. Și cam tot acolo ajunge. Ai înțeles? Salut, Bogdan, salut! Cum era Paștele în pușcărie? Bă, frate, hai să fac să înțelegi un lucru. Eu am prins la pușcărie, am prins foarte multe Paște. Foarte multe Crăciunuri, foarte multe Revelioane, foarte multe zile de Paște. Să le-am prins. Până ai că asta e. Te pup, Vladimir, te pup. Da, nene, trebuie să ai răbdare, da. Stai un pic, stai așa, maestre, nimeni nu a înghețat 100, stai like, ești primul la care, abar n-am, nu știu, crede-mă, stai puțin, apeși pe tine aici, nu știu, frate, nu știu, nu știu, pe cuvântul meu, dacă știu, vrei să te mint că știu sau care, nu știu, că e, ăștia spun că ți-apar 3 puncte sus, nu știu cum, și dai pe punctele alea acolo și... ești în normalitate. Ai înțeles? Cam așa e. În fine. Dar se mă să ai răbdare aici, corect. O să strângă lume. M-a întrebat băiatul ăla de Paște. Habar n-am ce cu inimile, crede-mă. Nu știu, frate. Vreți să te mint că știu? Nu știu. M-a întrebat băiatul ăsta. Unde este? Bogdan, că tot vine Paștele, cum era Paștele în pușcărie. Hai ca să te fac să înțelegi. De Paște în pușcărie, frate, e o zi ca toate zilele. Indiferent de zile cum ar veni, cum să se facă zile de sărbători sau de astea, nu le simți ca afară. N-ai cum să le simți ca afară. Singurul lucru mai bun care este în pușcărie e că ori te caută familia, ori nu te caută nimeni, ori te caută Gara de Nord. În momentul când te caută familia să ai și o bucurie, că îi vezi și de Paște paite și marea bucurie este că te vede și pe tine lumea că te-a scos la vizită și că ai de toate pe masă. Ai înțeles? Am văzut cel mai serios. Pentru că, indiferent de situație, toată șmecherea este pe acolo cum să suferim mai mult de noi ca să ne vadă lumea, ca să suntem băieți. Bă, bă, bune, eu vorbesc în realitate. Singurul lucru bun, care ar fi bun, e că atunci când îți vine hrana la ora 12, îți aduce o fasole sau un piure cu o bucățică de carne sau cu două bucăți de cărnat sau depinde ce mai dă acum. Că, adică să dă hrana e mult mai bună. Adică e hrană festivă, cum ar veni, care se servește doar de Paște, Crăciun și Revelion. Atât. Alte zile și alte anomase nu există pe acolo. Dar de Paște, de regulă, pușcăria se umple de bunuri. De ce? Pentru că toată lumea vine la ei. Și le aduce hrană, le aduce alea, le aduce alea, le aduce alea, și atunci e mai bine pe la părnaie, că toată lumea are. Asta în premiza că, vezi, Doamne, cum e ziua de Paște, ca și bine. Ca și rău, frățiorul meu, te scoate, stai să nu uiți chestia asta, deci te scoate și acolo la biserică, dar ies numai ăștia aleși de ei. Iese cu tăriță cu tare din cameră, adică vezi, Doamne, care au încredere în ei și care sunt mai ăștia de ăștia așa, care se fac evidențieri sau mai pamponați, ca să se înțeleagă. Ca și rău, e foarte rău de Paște, pentru că gândurile te omoară, mâncați și în primul rând, gândurile te omoară, lăsând gândurile deoparte și toate chestiile astea, te gândești că e Paștele, aoleu, mă duceam și eu cu băieții, mă duceam și eu cu prietenii, mă duceam și eu cu nevastă, mă duceam și eu cu copiii, mă duceam undeva, stăteam și eu de Paște, de-alea stai singur cu mâncați, vine 12 noaptea, vine învierea sau alea, ori vine gabor la vizită să-ți dea lumină, care zice că e lumină de la biserică, dar el aprinde lumânele pe hol și dă la toate camerele și spune că e lumină, pe bune, asta se întâmplă. Ești tu lumină, ești tu alea și ce poți să faci? Singurul modalitate care e cea mai bună ca să faci la părnaie de Paște e să-ți cumperi 2 kg de corentată, să te corentezi. Să uiți că a trecut ziua aia și să te trezești a doua zi seara. Cam ăsta e de Paște. Eu o zic ca toate zilele. Nu mai simți plăcerea care este de a fi afară, de a alerga, de a face pregătiri, de a face chestii de astea. Acum nu ai ce pregătiri să faci, unde faci pregătiri? Are și eu aici, de mână la cap.
Că dacă bagă toți deșeurile, sare în sus, și una cap toată lumina, se arde toată, tot tronsonul. Bă, bune, cam asta e de Paște. Pentru că n-ai ce să simți, mă, bă, cea mai scump, n-ai ce să simți. Când i-aud pe ea, domnule, m-am fost la vizită și că aia, și că mamă, și ce bine a fost, și ce bine am dus-o la pușcărie de Paște cu tare. Cum ai dus-o bine, mă, ești nebun la cap. Cum ai dus-o bine? Dar nu era mai bine să stai afară cu familia ta la o masă, să-ți bei un șpriț, ușurel hap cu familia ta, să te simți într-adevăr cum simți fiorul ăla că e de Paște, că era atunci la biserică să scânte preoții care sunt să simți lucrurile astea. Era mult mai bine. Pentru mine, orice Paște, în afară de primul Paște, că primul Paște pentru mine a fost cel mai terminat Paște din viața mea, fraților. Că nu vrea să crezi, ești de bună cap. Deci primul Crăciun și primul Revelion și primul Paște a fost cel mai... Nu vrea să crezi că sunt acolo și nu realizăm mâncați-și. Ciorbă la fierbătoră. Da, poți să faci. Cum să nu faci? Cele mai rele. Până m-am obișnuit, frate. Era pentru mine o zi ca toate zile. Ce e, mă, Paște, mâine, dar, bă, de acolo să treacă mai repede, să-mi fac treburile mele, să-mi bag țigări în geantă, să-mi bag cafea, bă, bune. Acolo e în continuu o supraviețuire, frate. Dacă îți cumperi carne de miel de Paște, păi depinde dacă are la bucătărie și vrea să-ți dea pe țigări. Că poate să-ți dea o bucată de carne de miel de Paște, dar e cam greu să-ți ții miel la pușcărie. E foarte greu. Adică îți dă o delicatese așa. Băi, Daniele, ciorbă la fierbător. Nu știu, frate, cum ai auzit ciorbă la fierbător sau astea. Dar oricum trebuie să folosești reșeu, indiferent de situație. Și dacă folosești reșeu, nu știu cum fac alții ciorba. Că eu n-am cum să fac. Poate, poate supă la plic. Aia da. Să bagi fierbător să fiarbă supa. Ai înțeles? Să fiarbă crocotească, să pui ăla, să pui un în capac să facă supă. Da, e instant la plic. Dar ciorbă se trebuie obligatoriu reșeu. De ce? Eu știu cum fac eu ciorba. Adică eu fac a nevastră, că am furat. Deci, prima oară trebuie să crești un pic legumele, frate. Că dacă nu crești legumele, ce ciorbă iese? A, pui cartofi la fiert, bine, merge, pentru pușcărie merge. Și merge să faci cu, la fierbător, merge să faci la pușcărie, merge. Dacă n-ai reșeu și ai un fierbător de ăsta civil, merge. Tai cartofi, tai la și durează vreo două ore, o ciorbă, trei ore. Fără să mai... Călești de gume, fără să mai vrea, pui direct apa la fiert, ai băgat cărnița ca să-ți lase gustul, să-ți lase seara, ai băgat legumele și dai drumul, boier bibescu. Stai că nu știu, acum tu știi ce mai bine, cum îi și cine a fost așa. Că cine nu a fost să asculte, pe cine nu a fost să asculte, frate, să nu ajungă niciodată acolo. Să facă tot posibilul să plece. În lume, cum vine vorba, să stea pe afară, să-ți vadă de treaba lor mai bine pe afară. A, rezistență, mă. Pe gen rezistență. Pe una e fierbător și altceva e rezistență, Daniel. Adevărul este că face tot posibilul. Nu știu, părerea mea, eu, ceea ce vă zic, eu am trecut foarte mult greu și ce înseamnă toate greutățile de pușcării și de chestii astea. Și ar fi super mai ok și super mai bine pentru voi ca și oameni, ca și puștime. Eu pot să vă zic puștime, că am 50 de ani și pot să zic, nu? Ca și puștime, care sunteți mai puși, care sunteți mai teribiliști, care suferiți de voi. Că se suferă, frate, la anii care ne aveți 20-25 de ani, se suferă de chestia asta. Eu sunt smart, eu cu tare. Îți vorbește unul în nas, hap, obligat să sară la bătaie. Că așa eram și eu. Așa am fost și eu și am dus la pușcării. Uite, vezi, eu sunt cel mai bun, cum să zic că ție, cel mai bun exemplu de dat eu sunt. Eram puști, eram trebuit, s-a sărit, am dat. Ești de bună cap și uite unde am ajuns. Am intrat bididiu și am ieșit bătrân. Unde e șmecheria? Unde e șmecheria, frate? Că mi-am pierdut toți anii mei din viață frumoși, toți anii mei din viață care puteam să fac ceva pentru mine, pentru viața mea, pentru tot, i-am pierdut până la pușcărie. Voi ar trebui să faceți tot posibilul ca să nu faceți lucrul ăsta. Voi ar trebui să, când vedeți câte o chestie asta, gândiți-vă înainte, frate. Sau nu folosiți, dar bine, eu vă zic să vă feriți sau la un nerv sau la aia, nu că pui mâna pe ceva. Și o palmă, dacă de nu poate să împiedici să cadă cu capul de ceva.
Dar nu te condamnă ca și crimă, te condamnă ca și recemne, te condamnă invers, mai puțin, mai alea. Ai și o scuză a provocării, că a dat în tine sau alea, poți să scapă azma curată, frate. Dar cel mai bine ar fi ca să evitați toate chestiile astea. Ai înțeles? Te duci într-un club, te duci undeva. Știu că cluburile sunt mulți care se ia de gagica ta, că poate gagica ta se îmbracă mai sexy, se îmbracă mai alea, se îmbracă mai alea. Ai înțeles? Dar acum ați dat și eu întreb o chestie ca să știți voi ăștia, mai mici. Când o femeie care lângă tine merge și se îmbracă foarte sexy și foarte, cum să spune, provocatoare, înseamnă că are dușmanie pe tine și vrea să te bagi la pușcărie, părerea mea. Să mor dacă vă mint. Da, frate, am înțeles, dar nu știu. Eu încă, asta e, la mine a fost altă situație de diferite soții. Deci la modul cel mai serios, eu vorbesc la modul cel mai serios. O femeie care o ai lângă tine, o poftă, o bizuaică sau când s-a îmbrăcat exact ca să vă uitați, băi, poate să se face pe aici, poate să se zice, băi, nu fac aluzie, dar e ca și vorbă exact cum este. Că se îmbracă ca o târfă, se comportă ca o târfă și alea, înseamnă că îți vrea ție rău mâncată și care ești lângă ea. Ca fapt divers, ce s-a întâmplat acum cu Oșterul Fabian. Să se pună cap pe bune acum. Despre ce vorbim? Femeia asusătoare, se mai uita în stânga, îi mai râdea, mai cuțare, mai urată, alea făcea semn că e bărbat și băutură și cuțare și vedea că femeia face chestii de-astea și mai și râde, mai se freacă și mai tare și cuțare și discuție. Uite ce s-a întâmplat. Că asta e. Da. Lumea nu vede lucrurile cum trebuie să le vadă, le vede invers. Pă bune. Că asta e. Dacă așa vor ei să le vadă, să le vadă că sunt cum sunt. N-a zis nimeni, mă, că și mie, la toată lumea ne place ca să mergem cu femei frumoase lângă noi, să arate bine, să se întoarcă capul după ele, dar nici chiar atât de rău. La ce vrem să suntem în 2024? Degeaba spune lucrurile astea, că nu au cum să se întâmple niciodată. Suntem în 2024, frate, suntem în era botoxului, a silicoanelor și a multe chestii, ce să mai vorbim. Nu știu. Și în realități găsești fete cu minți în ziua de azi ca să poți să te pui la casă ta sau alea. Trebuie să ai un parcurs așa care... De regulă trebuie să fii foarte vagabond ca femeile să stai pe lângă ele. Că la majoritatea femeilor acum am observat că le plac vagabonți. Să mor. Da? E problema lor. Cum își fac viața cum alea. Deci vă rog frumos să vă trăiască familia voastră care vă face pe cele când e obligație, dați-mi și mie like-uri de alea pentru că îmi zică canalul mai și frate, ești și intru și eu pe formele la For You. Și poate se simte mai multă lume și întreabă, ați înțeles că am văzut aici întrebări numai de la câteva persoane. Sunteți atâția că sunteți aici, puneți întrebări, frate, că vă răspund și eu vă răspund foarte sincer. Băi, indiferent de întrebare care o pui, eu îți răspund foarte sincer. La modul cel mai serios, fără glumă, fără caterincă. Și stai liniștit că nu, eu nu mă enervez, eu nu vă înjur, nu am chestii de astea. Nu-mi convine dacă veniți și mă înjur sau alea, ia-ți cum e o cursă, duba de târșori aici afară, așteaptă, punem curse. Vă echipăm corespunzător care vorbești urât și înjuri, și mă înjuri în general. Te echipezi corespunzător. Îți dă tatăl tău toculețe, poșetuță, te dau curuj și te-am trimis. Abia ce te-ai primit tu în curte pe la trășor? Aleu, mamă! Dar nu nebunești! Salut, Cătălin, salut! Salut să-ți dească ce-ți dorești. De Bușcu spui, mă? Salut, Cristiane! De Bușcu? De Bușcu îl cunosc de mii copii, mă, duceam pe la el prin casă, prea pe la mine prin casă, am umblat mult cu Fraxul, cu Robert. Am fost cu Robert, cu Fraxul, zice, bun. Eu nu l-am prins pe la probleme, ne știm de afară, coaie, e altceva între noi, e altă legătură între noi, e alte chestii între noi. Cu Charzation, Corsation. A luat-o asta, nebun. E fratele meu, mă, zice, bun, la cap. Am furat o grămadă de timp în ogor acolo cu Frax. Alea. Eu munceam pe la el prin casă. Dormeam pe la ei, pe bune.
mâncam pe la ele, clar, rupeam boalele și de mult nu făceam o sau în care Dumnezeu să râd. Băi, marmeladă cu pișcoturi n-am mâncat, dar marmeladă cu biscuiți am mâncat, frate. Salut, Mariu! Marmeladă cu biscuiți am mâncat, frate. Ca să știi. Am mâncat marmeladă cu biscuiți, făceam tort din marmeladă cu, zic pe nume, cu margarină și biscuiți. Că se făcea tort. La până aia. Luai ceai de dimineață, că ăla era bun, că umfla drecu, umfla biscuiți și nu se făcea ce nu umfla așa. Dar ăla care le aducea mamă, umfla biscuiți, ăla spune că-i cărămit, cum vine vorba. Bogdan. Nu am cum să spun niciun loc unde se ascundea, frate, fără să fac nicio prăzbeală. Ceea ce zice, e prăzbeală pe față. Pe cum să dau eu locul unde se ascunde telefonul? Pe față. N-am cum. Fără supărare. Lucrurile astea nu se spun niciodată. Unde se ascunde telefoane, unde se ascunde anumite chestii, nu ai cum să le spui, frate, niciodată. Cine spune lucrurile astea, să fie sănătoși. Nu realizează că poate să le facă rău la alții. Pe bune. Păi tot aia, dacă zic unde a fost găsit, tot aia este. Că și cum a spune unde e locul. Unde mai ține lumea locuri. Și vezi că sunt mult, e multă lume care se uită pe aici, frate, mă uiesc cadre și pe aia până aici, după aia, că eu am în cont așa și mult, cu penetrul și cu alea, hap, ia să vedem ce vomit ăsta. Mai aflăm și noi, că nu știu toți ăștia. Salut, Alex, salut. Alex, chiar crede-mă că așa o să continui, frate. La ce-aș minți sau la ce-aș dă un smart de lămă, cine să mă vadă? Sau cine, cu cine să mă bat eu pe aici, cum fac restul? Cu cine? Cu un telefon? Mă bat cu telefonul, am rămâni la cap? Ce sunt întâmpit? Sunt idiot? Eu văd de contentul meu, frate, până se sfârșește. O să mă și eliberez. Momentan nu m-am eliberat. Momentan plec pe... plec pe Jilava zilele astea. O să mă eliberez. Mai sunt multe lucruri care nu le-am spus, care dau drumul la un subiect și mi-aduc aminte de celălalt subiect, ai înțeles? Și o să le pup pe toate, ca să fie toate puse acolo, cum trebuie. Dar după, o să vedeți voi ce am să fac eu și o să fie super ok. Nu mai dau din casă, pentru că în lumea îmi fură content după aici. Bravo, Marius. Da, mă, treaba lupă la care zice din ea pe față. Nu, cum să spui așa ceva, ești nebun la cap, așa ceva nu se spune, frate, niciodată. Serios. Pentru că sunt foarte mulți mâncați, sunt, vezi că sunt mulți gabori. Știi câți gabori sunt pe aici? Dar în toate rețelele astea, frate, sunt gabori și adună informații. Că nu știu nici ei locurile, crede-mă că nu le știu pe toate. Ei știu doar așa ce le preze prăzuitorii, ai înțeles? Și prăzuitorii văd ceea ce le preze băieții, ca să nu dea locurile bune. Le dă pe alea cu alea răsoale, ca să știți și voi cum stă problema. Dacă e un telefon bun și are omul, pune bine, fără să știe nimeni. Și pune unul la sol în altă parte ca să poată să fie vizibil încât să ducă la ăla, să le apară și să rămână la altul. Așa se face de regulă. Deci care vă va rău, rău, de tot, te pot încurca femeile. La ce te referi? Rău, rău, de tot te pot încurca femeile. La ce te referi? Unele. Bă, nu știu la ce te referi. Te referi la penitenciar sau la ce? A, te referi la tocuristele astea, care sunt tocuriste. A, am înțeles ce zici. Dacă te referi acolo. Dacă te referi la pușcărie, cum e treaba cu femeile sau chestia asta, am povestit destul de clar în vlog și întrebați dacă vreți și vă spun și despre lucrul ăsta, că nu-i problemă. Eu vă răspund. Da? Dacă să intri într-o chestie asta cu femei pe la pușcărie, mai bine lipsă, frate. Că te nenorocești sigur cu una ta. Adevărat. Care a fost închis, cum făcea din baterie încărcător la telefon. Nu făcea din baterie, încărca telefonul.
Sau sunt două modalități, fii atent. Unu, încarci cu baterii bateria telefonului sau folosești bateriile ca și baterie de telefon. Merge. Da? Îți trebuie câteva rânduri de baterii ca să poți să încarci telefonul. Că bateria de telefon nu sunt bateriile care sunt. Că e vorba de amperaj. Degeaba are 3,5 sau are 2,9 amperi că și amperajul mic față de bateria de telefon care are amperajul foarte mare. Dar merge. Asta da, e adevărat. Poți să încarci. Păi eu mi-o cursă cu omul de Jilava. Trebuie să mi-o cursă de Jilava, frate, că de fapt cred că am ajuns pe Jilava. Mi-o cursă de Jilava că mâine o să, când mă trezesc dimineața, o să pun, o să fac un vlog și cred că fac mai mare, cred că fac de vreo oră, oră jumătate așa, înțelegi, ca să se înțeleagă. Să vedem până unde ajung cu el, de asta zic. Că vreau ca să pun continuarea ce mănâncă eu ce disperat papa de la Survivor. Că vreau să termin discuția cu asta, cu lipul cu Jilava, când m-a adus după, nu știu, după Colibaș. Și formă să mă duc unde m-a pus pe curs, pe Mărgineni. Și după Mărgineni să povestesc ce s-a întâmplat pe Mărgineni acolo, că am avut și acolo un clenci, o discuție din cauza la telefon. Adevărat, să mor dacă vă minți. Am cumpărat un telefon și am luat toată fără țigări și am vrut să-l vând. Și mi-a luat telefonul și tocmai mi-a adus nici telefonul și țigările. A ținut la cap și am ieșit la el și m-am dus peste om. Să mor dacă vă minți. O să povestesc eu mâine. Formă cum a dus iar pe Jilava cu aceeași greșeală, cu aceeași persoană și când alt anchetator cu altă faptă și a zis, bă, nenestezi de vârmă, m-a mai dat nu o dată pentru ăsta. Lăsați-vă dracului în pace. Și m-a prins, într-adevărat, m-a prins comisia. Pe Jilava și m-a dat un an. Buf, mi-a dat frumos, m-a rupt. Cât am stat, formă că am stat în cameră, acolo, N-am avut așa clenciuri. Cât am stat, n-am avut clenciuri. Singurul clenci care a fost, nu l-am avut. Stai că mi-aduc aminte, că sunt ani mulți. Mi-aduc aminte, când povestesc, că mi-aduc aminte imediat. Și m-am plecat pe Mărgineni, apoi m-am pus pe Mărgineni, dar după comisie. Cam prin ce an a început să pună camerele de supraveghere? Până... Du-te tată jos. Păi auzi? Camera de la vedere. Cam în 2004 s-a băgat prima oară camera de la vedere pe Jilava, pe Rahova. Ai înțeles? Și mi se pare că a fost primul penitenciar pe Rahova care s-a băgat primul... Nu. Ba da. Și până s-a pus pe Giurgiu. Și până la început în țară. Salut de la Timișoara, salut sănătate, Mugure. Salut. Salutăm și noi timișorenii. Timișorenii niște băieți extraordinari, frate. Poate că nu fi toți, noi am întâlnit niște băieți buni. Adică băieți, într-adevăr. Dacă vine foamete și război, o să fiu masterchef la rețete. Dacă vine foamete și război, Gogane, o să fiu masterchef la linia întâia, că noi o să fim carnea de tun, frate. Pe bune, o să fim carnea de tun, să mor. Salut, Alex. Așa, câți ani ai stat cel mai mult pe un singur penitenciar? Am stat, fiarent, am stat pe Jilava vreo 2 ani jumate, 3 ani. Nu m-a condamnat, nici după 3 ani. Am stat din 96 până în 99. În 99 am plecat pe cursă pe Rahova și pe Rahova am stat... până în 2006 și am plecat pe cursă.
Deci 99-2006, vreo 7 ani să pară cum am mâncat. Ba nu, mă, mai puțin. Nu. Ba da, am să pară cum atât de mult. Pe mine m-a condamnat după 8 ani jumate, ca să înțelegi. Deci la modul cel mai serios. Facem corentată de asta dacă vine războiul. Bă, vezi că e bună, dacă vine război, să moară, mă, să dacă nu știe cum se bea corentata, să rupe și se bună capul în tranșee. Nu vine, mă, niciun război, e greu să vină război, pentru că nu-i convine nici doar ăla și nici doar altul ca să poată să se pune embargo și chestii astea ca să se iasă un război, un căcat de război. Oamenii au interese, oamenii au interese bani. De asta și Putin ăsta tăbărât pe ucrainii, că sunt multe surse acolo, gaze, agricultură, multe, multe, multe. Și el nu vrea, în primul rând, ca să-i lase pe aia, ca să intre în țara lui, cum ar veni. Păi poate Gabor intre și te întreabă să-i înveți. Ce anume să-i învăț? A, de corentată? Nu-i învăț, mă, să mă rămâță dacă îi învăț. Din contră, fac eu și o vând lor. Dar nu, adevărul e că dacă ar fi o chestie ca să vină vreun război, noi ăștia care am făcut pârnaie, deci ce este pușcăria și de-astea, o să ne eroreze ca și carne de tun, adică înainte la restul cei în spate. A, da, am înțeles. Păi bune. Deci chiar așa o să se întâmple. Așa știu că se întâmplă. Problema e că eu am sumesc-mă și o livrescu, da. Sumesc-mă livrescu, militar. De ce îmi da, eu nici m-am dus să-mi iau un livrescu, militar. Mi-a dat de la... M-a anunțat și mi-a zis inapt pe timp de pace și război, nu ca și boală ca și asta, pentru că am executat peste 10 ani de pârnaie, înțeles? Și cine execută peste 10 ani de pârnaie nu mai înrolează. Că au de-alea în cap ăsta cu armata, că poate vine vreo nebunie și că trag în ei și care bine și la mine a fost și fapta de așa natură, că nu am mai putut să mai mă duc să fac chestia asta, că era, a fost cu omor. Păi, câtă corentată mă crezi că fac? Băi, Sandule, mă, Sandule, mă, mă, câtă corentată fac, frate? Crezi că fac sute de chile? Poate când o să ajung acolo la locație și o să o să pun un butoi de la mare și atunci o să beau cu serpentină, cu dalea, cu dalea, beau și eu un cazanul ăla. Faci, fratele tău, o forță, fac câteva zeci de chile, ca să pot să împarți la toată lumea. Că eu aș face să dau la toți să mă zic, că nu lumea... Ce dracu? 10 kg de zahăr scoți 10 kg mâncați 10 frică, dar ce frică scoți dacă bați 10 kg de zahăr? Țineți cont că de regulă în borcotul care se bagă și se face frică, să moară măsă, dacă te minte, nu prea se bagă zahăr. Se pun doar fructele și coase la fermentat și iese un vin, cam măcășor așa, înțeles? Dacă ai băgat zahăr, vezi că îi dă o forță de nebunești. Că e de tărie, puternic. Stai să ajung să dau drumul, că trebuie să intru pormă cu capul în muncă până aproape de sărbători, adică până la sărbători. Trebuie să intru cu capul în muncă forță pentru că trebuie să fac lucrul ăsta. Timpul o să mai fie, să mai stau să alea, pentru că vara nu prea se muncește așa rău. Se muncește, dar cu strada. Pormă o să înceapă schimburile de iarnă care sunt obligatorii, frate, și acolo obligat trebuie să muncești. Dacă vrei să faci ceva, trebuie să muncești. Pormă mai vine luna aia de pauză, o lună jumătate de pauză, pormă iar încep schimburile. Pormă iar astea lunile de vară. Ai înțeles? Vara chiar ai timp, mai ai timp vara. Nu e problemă să mai ai timp. Bine, eu să am timp. Stați bine, știți că eu să am timp. Uite, chiar o să, după ce, dar de fapt, târziu nu mai pot să mai ajung pe ăsta, că e deja 11 și 12 minute. După ce, mâine o să sun pe ăsta să vedem ce a făcut cu poarta, că a zis că rezervă cu poarta azi. Sau mâine cel târziu. Să pună poarta să poată să fie tot ok, că dacă pune poarta e bine. A, da? Bravo, frate, ești bombă. Bine, hai să spun o chestie, că eu o fac acum, că m-a zăpăcit câteva persoane, dar spune, arată de și nou cum se face, arată de acolo, cum se face de acolo, sau alea. Eu am făcut-o din bulion acum. Că normal poți să o faci și din orez, poți să o faci din porumb, poți să o faci... Salut, Antoni, te pup, frate, te pup, Antoni, te pup. Poți să o faci din orez, poți să o faci din porumb, poți să o faci din orice, marginea. Nu electro sau de-astea, că nu suntem nebuni. Ce zici, mă, Antoni, ești bine?
De asta zic, poți să faci. Deci vă mai spun încă o dată, care doriți să urcați sus, să stați 3 minute și să stăm de discuție, adică să discutăm pe temă și pasă dacă aveți întrebări sau astea, scuze ca nu, nu. Da, Sandu, le-am primit o provocare, frate. Că deja mâine, de mâine încolo să înceapă să miroase, nu mai vin în cameră aici. Că stau în garsonieră, într-o garsonieră. Și eu o să fac să arăt exact cum se face, cum are, cum tot. Ah, bravo, frate, bravo. Dacă e bine și are, e super ok. E bine, beton, bravo. Bravo, frățiorul meu. Dacă nu te-ai dus cu treabă și te-ai dus cu familia ca să te primi sau alea sau te-ai dus să te primi, e super ok. Dar și cu treabă e bine, că e bine. Și îți dai seama că puteam să iau așa un cazan și o făceam la cazan și ieșea cum trebuie. La cazan. Adică nu mai aveam riscul ăla ca să dea pe din afară sau astea. Așa trebuie să fac la găleată, cu fierbător, cu celofan, cu furtun de apă tras ca să curgă în permanență sau alea. Bravo, frățiorul meu, bravo, bravo. Bravo, frate, nu așa, bravo. Bravo, distrează-te, simte-te bine și vino, auzi, vino cu forțe noi. Deci, nu știu, uite, eu o să pun link-ul ăsta aici. Cine vrea să urce sus, dar nu mai știu unde să punem în casă. West, aha. Invite copii, ok. Dar unde scriu eu, că nu am unde să scriu, să nu am așa. Nu am unde să scriu aici în chat. Ah, starez, băi, ești nebun. Post comment. A apărut un link? Poftim? Mie? Deci ăsta e link-ul. Care vreți să urcați sus, dar fără să arătați prostii sau chiar chestii de bine, oricum vă văd înainte. Chiar pot să bag până la 10 persoane, eu chiar o să bag. Dacă aveți întrebări, dacă aveți chestii care într-adevăr se pot spune sau astea, puteți să intrați. Apăsați pe link-ul ăla, l-am pus, da. Apăsați pe link-ul ăla și vă urcă sus. Link-ul ăla e valabil pentru tot live-ul, ca să știți. Da. Mai mult de 3 minute vă zic după acum că nu vă țin pe niciun, nu? Pentru că nu vreau ca să se iasă un fel de hai că suntem pe TikTok. Nu. 3 minute spui ceea ce ai de spus, mă întrebi dacă e ceva, pentru că trebuie să dai mâini și omului ca să vorbească și el în casă și nu doar să se uite. Pe bune. Poate vrea să se întrebe și el ceva și e greu să scrie sau alea. Bă, nene, uite asta, uite asta, uite asta, uite asta. Pești părincul ăla, hap, te bagă fratele tău în jogos și ăla e să moară John. Ce vrei să zic? Bă, link-ul ăsta, da, mă, HTTP StreamYard, da, ăsta e. E șmecheră chestia asta cu StreamYard-ul. Să moară măsa. Deci mie cred că e super ok. Cristian Sfinașul meu când era acolo făcea din fructe, greco-argintar. Din fructe? Păi făcea pentru el. Ai înțeles, Cristiane? Nu făcea pentru să o vândă. Ceea ce fac eu acum se scoate la 3 zile de fermentație, ai înțeles? Și o scot și e bună, e ok, ca să poți să o vinzi. Că lumea de regulă face acolo pentru să o vândă, nici de cum ca să o bea ei. Că și-o prește și jumate, restul o vinde, frate, că o vinde, că e nevoie doar de țigări, de mâncare, de chestii de-astea. Aia e.
Dar eu ce fac acum, eu las o săptămână ca să pot să iasă ceva bun, tare. Că vreau să beau și eu. Da, și devine vin la colentată de lupi. Da, frate, așa e. Faci din fructe. Nu-ți convine să faci din fructe, adică faci de fructe și să nu bei tu, să o vinzi, păi nu-ți convine. Păi așa faci din bulion și spui din ce? Din fructe, frate, ești de bună cap. Știe la că e din fructe? Pe bune. Nu știe. Băi, nene, îți topești o jumate. Dar mai o să scot un kil 700 din asta, maxim un kil 800. O să opresc că 300 de grame să beau, îți dau ție o jumate și trebuie să dau un kilogram, nu știu. Luminița nu știu mai cum, că ar fi un kilogram. Te pup, Bogdanele, te pup să stiască familia ta și tot ce vreau ștață. Te pup, nene. Stai așa puțin, sunt ca fumată de mine și pare... Păi de unde ești, frate, mâncați și salentul tău, Cristiane? Mamă, e bună și că aia fumată. E bună? Cum bă, zău, ești facem exchange. Alex Monomete, salut, Alex, salut, să stăiască ce-ți dorești. Ia zi, de unde ești, mă, Cristiane? Păi mai e problema și de unde ești, frate? Hai, mă, mă, întreb de Miron Cosma și Geagă. Nu are cine dreacu' e Miron Cosma. Aveți pe Miron Cosma vreun smar 2. Dacă nu era susținut de gardă și nu ținea fale în brațe, era vai de capul lui. Mă vorbesc de Cosma. Exact, apă pentru deservire colentată pe front. Corect. Hai, pus și tu o întrebare asta, cum o zice? Păi da, mă, dar de unde ești ca să știu unde să o trimit, pentru dacă e ceva o chestie ca să-ți trimit corentata, să-ți trimit palinca, frate, și că o șuncă afumată. Mamă, mi-a lăsat gura apă de șuncă. Mai avem șuncă? Mai am mâncat pe tu. Pe toată? Aolea, mă, tot. Dacă zic. Da? Da. Dar să-și tot cu mamă. Te foame? Te face ce mamă. Păi stai că am telefon aici. Nu dau. Instalează-ți Glovo, pe telefon și de aici. Nu merg, am încercat acum. E, cum? Dacă este. Dana mă găsește. Mă, tată. Cristian Milea, cine e? Cristian Similea. Cristian nostru, bulgar. A, nostru? Da. Păi, auzi, Dana mă găsește. Păi tu ești în țară, mă, nu ești, ești, nu ești în țară, nu? Știu, mai bine, las. Vreau și moarte cortează și afumată de aia, de aia de beton. Da. Fratele meu. Ia, trimite-l Dana colentata și cu alea ca să am eu, trimite-i palinca și cu alea ca să fiu asigurată și pe urmă îți bagă, frate, tău, îți dau, mă, să mă uriu. Dar mă, tăi, dau, cum să nu. Păi nu știam cine e, Dana, nu știam cine e. Că în partea alta era bulgarul, ai înțeles? Aici e... Salut, Luciană, salut. Mă, dacă oprește-l. Pe cum de la Globo? Când îmi face băieții poarta, să vedem, frate, că vorbește ăsta, prietenul ăsta meu, asociatul meu, și el vorbește și urezul. Ai înțeles? E vorba, mâine s-o termine. Dacă nu termine, spune la care vine. Bă, eu nu pot să mă grăbesc din cava și frumos. Eu nu pot să mă grăbesc pentru că eu nu dețin ceea ce trebuie să dețin ca să fac totul. Cum înțelegeți și voi ce zic? O faci, asta e. A, e nevasta și copiii lui, frate, da, nu. Nu știu. A, păi da, mă, dacă e, păi și unde să se duc? Să duc acasă? Sau vrei să o pun acolo, să ajung acolo? Hai, Cristiane. Ai auzit, Luciane, ce-am zis? Eu aș vrea cât mai repede ca să fac, ca să pot să... Că am făcut curățenie acolo și am făcut bec curățenie, am făcut alea. Și... Să fac cât mai repede chestia asta, că să nu pot să vină utilaje, să știu utilaje, să știu de alea, că nu pot să stau pasnic acolo, frate, că mai ales că am auzit că a murit, nu s-a spunzurat acolo, nu o mai calcă piciorul meu noaptea acolo dacă mă omori, ești nebun la cap. Auzi, nu, că trimite băiatul la noi,
Are telefonul tău. Da, în fine, și bancă și la mine. A, păi da, la, bravo, la bar, la Gabi, dacă e ceva. Da, sau sunt, da. Mă sună-i măcar numărul meu, nu puteai rezerva la mine. Nimeni. Da, domne, da. Mi-a zis băiatul, acum. Stai să fac curentat aia, păi și eu dai tu la băiat, da? Eu dai refisul tu când termin asta. La mine e forța cu șunca gogoli. Mamă, eu sunt cu... Mamă, eu sunt nebunit de șunca, mă. Deci fiți atent de aici, știți care e problema? Deci să nu vă jangale că nebunesc. Hai, la, să nu vă jangale. Dar dacă îmi dai șuncă, că eu mâncam șuncă, frate, acolo, știi ce? Aveam pe creier chestia asta. Dom'le, dacă șunca e bună pentru plămân, să nu te îmbolnăvești. Să mor dacă vă mine, dacă nu azi erau vrăjele de asta până la prână. E bună șunca pentru plămân, să nu te îmbolnăvești. Dar îmi place șunca. Șunca îmi place. Dar șunca bună, nu mănânc șunca proastă. Sunt unele care zici că sunt tălpi de pantofi. De tarci, tare, ce, și șunca și șori și tot. Zile se scrie pe ea poartă albă. Nu, frate, nu, nu, o să scriu pe Liprava. Ba, să moară mama dacă nu cred că aș fi cel mai idiot om posibil să scriu PNT vulcanizare. Da, nu. Vezi că nu trebuie mult. Mult nu trebuie. PNT vulcanizare. Crezi că trebuie mult? Chiar nu. Salut, Daniel, salut. Salut, frate. Dar fac eu vreo siglă pe acolo cu PNT ceva? E imposibil să nu fac, frate. Stai să vezi. Ce să nu apară, măi, de mână? Cum s-a dat drumul, eu sunt tot. Așa, ho. Ce nu apare? La ce te referi, Sebastiane? A, băi, bă, dacă nu să, dacă o să vedeți voi, o să mă convingeți să mori de numai de vară, zic, pe bune. Dacă n-am să fac tot posibilul, frate, mi s-a pus pe creier chestia asta cu YouTube-ul, și la cap, și adică cum, chestii frumoase, înțeles? Adică chestii frumoase, într-adevăr, ce trebuie, dacă n-am să intru în istorie, să mă scuipați voi cu mine, bă. O să vedeți voi. O să vedeți voi ce am pus eu în cap și nu numai eu, eu cu nevastă mea, că ideea lui nevastă mea să mor dacă vă uiți, adevărat, mamă. Ca să vedeți voi ce pot să fac eu și ce vloguri, ce chestii, dacă nu rămâneți, rămân toți perplexi așa, a, să mor. Salut, Andras, salut, salutare, salutare. Dar frate, pe Liprava erau foarte mulți deținuți politici. Viețași și le sunt sportivi. Viețași înseamnă noi care, adică împușcați. Deci fiți atenți, eu am văzut și mai sus. La mine pe TikTok. Bine, că acum nu mai intru. O să intru sâmbătă și duminică, atâta. În săptămânii nouă intră fratele vostru. Acolo absolut deloc. Aici cu YouTube o să fiu în fiecare seară, frate. O să fiu pentru că e mai ok, mai bine, iar ceva. Nu știu. Nu, no, mergem, bă, târșorul, păi ce de-a cu... Păi să mai îmi pun și vreo 5-6 pe lângă mine, să-i îmbrac cu tocuri, să le pun poșete în mână și ruși, să defileze printre mașini, că se repară. Aleau, mamă! Da, mă, știu ce spui, mă, frate, stai cu minte, Luciane, că știu ce spui. Stai cu minte, frate, că nu sunt eu ăla să nu gust gluma care trebuie și cum nu trebuie. Ce ai, de bun, noi. Da... Uite, eu am avut pe cineva, mâncava și intră la mine pe TikTok și-l cunosc, e de mână ca pe din Chisinau, e din Chisinau.
A avut glonțul, fraților. Bă, să moară mama dacă vomit, dacă nu a avut glonțul, mâncava și. Deci îmi povestea omul ăla. Deci de fiecare dată când auzea pași pe hol, pași. La ei spunea, bă, la noi era era pe fort, ai înțeles? Era pe fort. Deci era o liniște monumentală. Monumentală era. E, când s-auzea pașii pe hol, poc, 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 gata. Toți se pregăteau. Mă ia pe mine? Aoleu, nu mă ia pe mine. Aoleu, mă ia pe mine? Aoleu, mă ia pe mine. Că știi care e chestia? Când ai glunț, nu știi când te ia. Sau când te omoară. Așa era înainte. Venea, puf, deschide ușa, hai, ieși afară. Știai ce să mai, unde ieși afară? Știai. Să moară, mă. Îți dai seama ce tensiune, ce teroare a putut să tragă omul ușorul ăla. Nu mai la toți care erau frate. Când auzea pas și când auzea ușa că se deschide și spunea, păi, parcă-i vede așa că răsură. Mamă, nu suntem în casă. Mamă, mai am de trăit o zi, sau două, sau trei, sau cât își spunea în mintea lui. Să moară, mă, să nu greu. E adevărat, tată? Greu, rău. Deci cel mai greu mâncat. I-am văzut și pe ăștia. Fătule, mă, în curs să le furt. Au făcut un reportaj ăsta pe aici și cu torționarii care erau torționari și care omorau oamenii și alea. Cu cinoșat se vorbea că și l-au omorât mii de oameni și e liber. Și păi ai băgat mă la pușcărie și eu omor oamenii. Este bun. Fratele, unde ai pus link că nu mai apare? Cum să nu apară? Îi dai în jos și link-ul e aici. Uite aici. Dai în jos pe chat, pentru că văd tot chat-ul și uite scrie aici. Pnt Stoicov, HTTP, streamyard.com, vezi, și ce mai e. Așa. Stai așa că mai pun la asta. Post comment. A apărut? Eu zic că a apărut, că n-are cum să nu apară. Păi vezi? Se nu-i la mine tot. Poftim? Nu-i la mine. De ce? Nu mă știu. De ce? Să fac de la taxi. Băgă-ți numărul de telefon. Cum să nu merg? Nu știu, nu mai știu, tată. Nu mai știu. Nu mai știu, Dana. Păi, dar de unde să mai știu? Eu nu mai pot sta în cap atâta și... Serios, nu mai știu. Hai, mă, ați dat să urcați? N-ați dat, niciun. Că vă văd aici înainte ca să urcați. Nu urcați 2-3, că se face zăpăceală, dacă e ceva. Începe toată lumea, nebunie. Caz câte unul. Vorbim, spui ce ai de spus, spui ce ai de... Formul cu altul. Torționarii sunt liberi că lanțul comun este tot ăla, doar javerele se schimbă. Corect, aici e dreptate. Ai dreptate. Și noi acum, în zilele noastre, tot de comuni suntem conduși, dar suntem de niște comuniști de aia de catifea care le plac banii mulți. Ai înțeles? Adică vând tot ca să-și bage lor în buzunară. Voi nu vedeți, mă, că nu există decât două partide care ies la putere. PNL și PSD. Atât. PNL și PSD. Atât. În rest, nu mai vezi frate pe nimeni. Băi, Xaba, dar e o chestie fixă, mâncați și anunț mereu, Live 61, Live 30, Live 20. Mă anunță, frate, că eu văd că sunt pe live. Eu chiar văd. Vă rog din suflet, vă rog mult de tot, dați și voi like, frate, care sunteți pe aici și vă face plăcere. Cui îți face plăcere? Cui nu? Să fii sănătos, stai în cutinare, că nu te gorește nimeni de aici și nu zice nimeni nimic. Păi, bă, pune ce să le zici, dacă nu vor să dea like, ce vrei, asta e. Ba da, păi a fost și posibilitatea infecției și a bolii, nu știu dacă a bolii, dar infecție, dar m-a dus la cabinet și mi-a făcut antitetanus.
M-a dus, mi-a făcut antitetanus în Botoxus. Serios. Că, bă, cam mușcase bine, dracu, uite ce facem. Când l-am văzut, băgă-me și de mână cap. Și am stat un pic, zis, și a început să se roșească. Și am zis, bă, rele, poate mi se infectează piciorul, mâncați și poate, hai, leu, hopa, stai așa că nu e așa. Și am bătut și m-am dus la camin, doar m-am mușcat cu ciobolanul, băi, și am zis, da, pe cuvântul meu, m-am mușcat cu ciobolanul, trebuie să-și ia, trebuie să-și ia, trebuie să-și ia. Da, da, s-a uitat, da, e mușcătură, nu e adâncă, nu e cutare, dar se înroșise, ai înțeles? Și s-a dus la mâna desfăcută, la haputare, luat la biuf, seringa, buf, că mi-a băgat-o, m-a secat la inimă, știi ce zic, că doare, zic, să nu fie dureros. M-a bandajat, bine, mi-a dat cu apă de-aia, cum îi spune. Mi-a dat cu spit, mi-a dat cu de-aia, mi-a culat hapul și mi-a băgat bandaj pe picioare. Am sunt camera. M-a scos a doua zi, mi-a dat niște, de fapt în ziua aia mi-a dat doar două pastile, a zis iei pastile astea două. Antibiotic mi-a dat și mi-a dat oxacilină. Nu am oxacilină, oxacilină. Mi-a zis că zice acum că mă bei asta și până mai bei la 8 ore. Am luat eu aia și până la 8 ore și până m-a scusat două zi la cabinet și mi-a dat, iară, mi-a dat încă vreo 4 pastile. Le ia și atunci la 8 ore, cu ochii le-au la 8 ore. Și da, mi-a trecut. Da, m-am mâncat la un moment dat, zice, vrea să-mi mănânc piciorul, eu de nebun, de ce m-am mâncat, mâncase și. Da, apă oxigenată, da. Ți-am dat eu, dar cred că nu mă pricepă, se apare oare că ți-am dat, nu mi-apare, frate. Deci nu mi-apare, uite, cu ăsta aici nu ai. Sunt doar eu, serios. Nu mi-apare. Trebuie să dai pe link și te duci, du-te, alătură-te, nu știu cum. Nu știu, dar chiar nu mi-apare, dar să mă, nu, adevărat. Uite, aseară a intrat Dizma aseară, a intrat și băiatul la Mihăiță, au intrat aseară, doi inși sus. Aia e oră, când sunt doi inși, deja terminație totală, ești de bun, pe bun. Ăla vorbește ceva, ăla vorbește altceva, ăla vorbește altceva și te zăpăși și la un moment dat spui, hai, stop, gata, că așa văd asta, hai, pa, la revedere. A, câte unul poate să intre, nu poți să-l citi alea, îți dai seama că nu are subiecte ca să fie intre alea, dar în 3 minute las pe fiecare ca să intre, să mă întrebe, să vorbească de subiect, să vorbească de ce vrei să vorbească, dacă are probleme, dacă nu are probleme, sau poate să argumenteze ceva la. Îmi zic că ceva, dar nu să mă jure să mă arate care știți ce zic. Păi nu, e vorba că îmi oprește mie contul la mine, dacă mi arată ceva. Eu am făcut lucrul ăsta pentru că, nu vă zic, e normal mă să intrăm cu toții sus, că nu suntem aici, adică eu sunt vezi doamne și restul să nu urce sus și să începem cu arfe sau cu darea sau cu darea. Nu, frate, suntem toți egali și mergem toți pe aceeași linie. Pă bune. E cam asta e normal, dacă stai să te gândești. Nu suntem. Bă, dă-i mă pe link-ul ăla, fii atent aici. Sebastiane, dă-i pe link-ul ăla, frate. Ia stai, eu dacă dau pe el, mie mi-l deschide? Dar nu știu. Mie nu mi-l deschide, bă. Mie nu mi-l deschide. Nu vreau. Nu mănânc pâine. Nu mănânc pâine. Soba? Hai, păi, ce mănânci? Mănânc mai încolo cu un pâine. Păi deja mâine e gata. Sunt obișnuit toți.
Da, ești borocanos? Când? Așa de felul meu, când nu mănânc? Tu știi că e pe bune chestia asta? Da. Îmi dupim borocanos așa când, dacă nu mănânc sau astea. Salut, Dorin, salut! Salut! Respect și ție, Dorinele. Da, ești borocanos când nu mănânci. Bă, am ținut regim de asta și țin cam drastic, ai înțeles? Mănânc o dată pe zi. Și ce mănânc? Mănânc puțin casavete, o roșie și puțină brânză. Și astăzi am mâncat vreo doi crănăciuni de aia, am mâncat gol, fără pâine, fără nimic, am mâncat și chiar vreau să slăbesc și dacă am zis că slăbesc, slăbesc. A, mai dă o culă de mâncare. Mâine trebuie să mă duc să iau ceva ce să iau. Mă duc cu pulunță, să stăm în pulunță, mă duc cu pulunță. O avea aici, nu are, mi se pare. Omega. Nici la Mega n-am văzut că să iau. Are. Mă duc la Mega. O să mă duc la Mega. Fraților, întrebați și dacă vreți să mai aflați ceva sau dacă chiar vă interesează ceva despre viața mea. Hai, nu mă întrebați pe mine de lume sau de anumite chestii, că nu vă dau nicio informație, chiar dacă ar fi o chestie. Să știu. Și știu. Dar nu vă dau... Dar hai să discutăm, dar nu discutăm urât, ca să se înțeleagă. Ce s-a apară în dreapta jos? N-a apărut nimic în dreapta jos. Nu mi-a apărut, frate, nimic. Nu mi-a apărut, cine aibă? Pe globul pământesc de la stomac pornește revoluția. Logic. Asta e de când lumea, mă. Foamea e foamea. Din cauza la foame te puneți războaie, puneți absolut orice. Foamea în genunchi 110 mechi. Păi da. Și au invers. Vezi că foamea în genunchi 110 mechi. Pe bune. La mare o lume întreagă. Când e vorba de foame, e foame. Asta e. Foamea și mascați, ce? Foamea și mascați. Adevărat, foamea și mascați. Alcool bei sau ocazional? Bă, ocazional. Uite, am băut și eu acum câteva zile și n-am mai băut de vreo 4 ani de zile. Da. Nu frâmi. Pe cât am mai băut eu? Cam așa e. Mersi, Lucian, mersi. Salut, onoște, salut. Salut. Luciane, salut. Ce părere ai despre criminalul Ciampar, sincer? Băi, nene, îmi pui niște întrebări, bă, frate, mă fac să vorbesc de bulangii. Mai continui? Zi, dacă vrei, continui. Nu vorbesc de prăjituri și de bulangii. Nu vreau să le dau valoare. Scurt. Restul s-a zis, trage tu concluzii și asta e. Să-mi stare să-l înjure pe Șampi, ești nebun la cap, care Șampi a vrut și tu sunt anus. Hai, mă, ce dracu, despre ce vorbim? Lasați-mă, nu mă vorbim, pomeniți mie de Ciampar, pomeniți-mi de altcineva. Vorbiți de altcineva, vorbim, discutăm. Cum a fost relația cu frații? Bă, frate, care frații? Cu frații mei sau te referi la frații anume pocăiți sau chestii de-astea? Nu este. Nu știu, mă, numele, nu știu ce să zic, nu știu, pe cuvânt, dacă știu Sebastian. Să mor dacă te mint, nu știu, spuneam dacă era ceva, ce naiba. Nu știu. Bă, dacă vorbim despre mine, păi dacă eu cu sunul meu aici, nebun la cap, Alexe. Mamă, ce de-aia, am alem de restul. Spre ce relație vorbim? Când te duci pe ani mulți, nu mai există familie pe lângă tine, nu mai există nimeni. Când te liberezi, ai prieteni, ca și familie, ca să înțeleagă. E foarte greu. Poate că tu vrei, că tu ești dornic de chestia asta, dar vezi persoanele că nu mai sunt aceleași care le-ai lăsat afară. Serios. Nu știu, bă, ce se întâmplă. Se întâmplă ceva pompis, dar mă simt, nu știu.
Stream info settings, stai puțin settings. General audio recording, new iWorld Quest. Aici trebuie să mă Quest. Quest, new Quest, Quest. See if you ever play a song with Quest Center. Quest must authenticate. Nu e frate. To ground business nu accesai. Te pup, Traian, te pup, mersi, frate, să trăiască familia ta, copiii tăi și tot ce-ți dorești, moșule. Stai că eu dau pe X-ul ăla și mă scoate drept afară și intru iar înapoi imediat. Mersi frumos, frate, mersi și ție la fel. Cum adică ai băut acum 4 zile și nu mai băut de 4 ani? Păi da, n-am mai băut 4 ani de zile, n-am mai pus băutul în gura mea. Salut, Mihai, salut, Ionuț, Ban, salut. Salut și Brașovul, frate. Cunosc Lucian. Cum e prima zi de liberare după câțiva ani executați vere? După câțiva ani? Bă, frate, fii atent aici ca să faci să înțelegi. Deci, eu am făcut odată, am făcut puțin atunci la minori când m-am eliberat după Jilava, atunci când am fost cu Gogu. A fost așa, nu chiar așa emoție. A doua pedeapsă am făcut vreun an și vreo 9 luni de zile. Ai înțeles? Ba nu, 2 ani am făcut. A fost mai sus așa sau adică, nu știu, m-am reintegrat repede în societate, ca să înțelegi. Dar când am căzut cu crimă și m-am eliberat după vreo 13 ani de zile, deci pot să spun că eram euforic, mâncați-și. Știi cum a fost ziua aia de eliberare, că m-am eliberat în primul și în primul rând, le-am și bucuros și supărat și aveam toate stările posibile. Deci toate stările posibile din cap până în picioare erau pe mine, de bun la cap. La un moment dat eu m-am oprit între porți și spuneam, doamne, ce fac când mă duc cu bănele? Și bucuros vreau să merg înainte și mă gândeam și ce fac, ai înțeles? Dar a fost, cum să spuneți, ceva de, nu cred că pot să-ți explic. După atâția ani de zile ca să pot să te liberezi și mai ales ce am simțit eu așa, adică așa, deci pe bune, la modul cel mai serios, când mi-a explicat la pe unde se iau, că m-am eliberat în ziua, pe la vreo 12 și ceva noaptea, zice, mi-a zis, uite, o iei pe aici, o iei așa și ajungi la gară și așa, și când mergeam așa pe drumul ăla sau alea, stăteam așa și, bă, nene, mă lua fiore așa, pe bune, stătea fiore pe mine și am, bă, ai înțeles? Și mă gândeam, mamă, sunt liber, mâncat, bă, nene, merg pe stradă, nu-ți acolo în pușcăria, mamă, și nu mai e gaburi lângă mine, nu mai e nimic, mă gândeam la toate chestiile, frate, adică toate stările posibile le-am avut pe mine, ca să înțelegi. Atunci chiar că am simțit, atunci într-adevăr am simțit. Așa nu. Aha, stai că ai apărut, băi. Stai așa că ai apărut. Stai ca să te bag sus. Stai un pic. Hot to stage. Oh, gata, bun. Ce faci? Salut, profesor, salut. Bă, ce mă bucur să te văd. Bine, eu te văd, tu nu mă vezi. Nu știu, te văd, mă, te văd. Nu, când scriu. Ah, când scriu, da. Da. Mă bucur să vorbesc cu tine, te admir foarte tare, mă bucur, de la frate. Cluj. Mersi, mersi, mamă, ce bine e pe acolo să moară, mă, să... E bine la Cluj. Bosule, când vii pe aici, oricând, ne vedem. Păi am să încerc să vin și pe acolo, așa, adică never. Nu știu dacă mă duc, dacă mă duc drumurile pe acolo, ești conștient da. Că este legătura cu toți care sunt pe acolo și îi cunosc. Pe bune. Da, boss, dar nu pe cursă. Nu pe cursă, dar tu se gândești că intru cu capul în muncă, frate. Ce mai am puțin și cu capul în muncă și... Da.
Păi lasă că eu mai am drumul pe la București. În august? Deci în august. O să pe mai mult în august. Dar putea să vin până august, septembrie, cam până august, așa. Da, că e timp mort. Dacă dai drumul la treabă și ajung la București, îmi bag un cui în roată și vin. Dar ce, mă, fără cui, dar ce fără cui nu poți? Dar ce fără cui nu poți? Doar să stăm de vorbă să alea. Da. Tu ai stat cu ceva băieți de la Cluj. Ai nimerit-o până la urmă, ai văzut? Da. Ai stat cu ceva băieți de la Cluj. Adevărat, la voi acolo la Cluj aveți slănină de aia șmechere rău. Da, da. Lana, frate, aia e bună. Mamă, eu știu. Deci fii atent. Lasă că intri în privat, fii atent. Și eventual îmi dai adresa și îți trimit una de aia de te mori. N-ai înțeles o chestie. Aici poți să dai și mesaj privat. Cum e ăsta. Deci nu e că se poate da și mesaj privat aici. Bă, bune. Da, da, da. Păi nu de aia zic ca să-ți trimit, știi? Că-ți trimit slănină de aia bună, bună, bună. Mamă, să moară, mă, să dacă nu șef. E șef, dacă asta e șef. De aia cu un pic de carne nea, știi? Aia e bună. Da. Au te pune masă mea. Mamă, aia e șmechele. No. Acum, cum îți zice? Și-a făcut poftă, ha? Dar nu mai pot poftă acum. Mi-a venit acum în gură. Da, aia știi cum și eu mănânc. Mamă, eu mănânc, tot. Nu sunt siguranță. Eu mănânc, frate, eu mănânc. Am mâncat și pâine cu untură. Da, dacă îi trebuie să nu recunosc în viața lor. Dar nu, mă, și aia e bună cu boia deasupra și cu roșie sau cu ceapă mori. Și cu bucate brânză de aia de capră sau de oaie, s-a terminat șmecheria să moară ăsta, nu adevărat. Da. O, gen paște. Să mor. Lasă că îmi lași, auzi, îmi lași mesaj și-ți trimit. Pă bune. Vezi că acolo unde ai trei puncte, da, da, da. Știi că ai trei puncte. Apeși pe el și scrie direct. Uite, private chat. Da, e așa. A, uite. Ai la trei puncte. A, nu, stai, mă pis să văd că poate pe iPhone e altfel. Nu, 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 jos în bară. Da, da, da. E microfon, comentarii, trei puncte. Da, nu trei puncte, da, da, da. Private chat, scrie acolo. Uh-huh. Stai să văd în pizda, mă, să nu... Băi, mai bun simul ăsta, mă, Cavaș, că poți să dai mesaje private. Bă, sunt mai multe chestii, ai înțeles, care sunt super ok. Uite, poți să urci oameni sus, mai stai de vorbă cu oamenii, mai stai alea. Da, da, da. E un lucru bun, mâncat. Deci, pe bune, e un lucru bun. Eu nu știu ăștia de ce îi bagă pe ăștia sus, nu știu. Stai că îmi fură și șmechile astea. Păi ți-o fură, clar. Logic, da. Dar nu știu ce dracu. Da, nu, bă, că iau mulți dușmani care se înjură cu el. Că dacă ei înjură, pot să-ți obliga să-l că lumea și ei înjură, frate, îți dai seama. Da, mă, Cristi, dar uite, tu vezi acum foarte clar că asta se promovează, înțelegi? Și cine e făcut pentru țigănia asta să înjure, să facă, să dreagă, lumea se uită ca proști, știi? Și ei fac bani. Și lumea, știi? Să înțeleg între ei, să înțeleg între ei, pac, pac, hai, dă-i. Păi asta e, asta tot. Se înțeleg între ei, se ceartă online și vorba ta, lumea se duce, se uită ca nebuni și vor să facă bani să fie sănătoși. E problema lor, eu nu stau pentru așa ceva aici. Dacă dă vreunul în mine și se ia de mine, da, atunci pot să spun că mai au de el. Că nu tac eu, nu am cum să tac. Dar dacă eu n-am treabă cu nimeni și nu dă nimeni mine, nu pot să mai iau de nimeni, aiurea. Ce ai făcut aici? Pauză. Dă ceva bun, că-ți trebuie să-i... E bun să-i stați. Mamă, ce mai bun la Cluj, mâncați. La Cluj e șmechele să-i da. Gogane, vezi că te dau jos și dai din nou, ai înțeles? A, nu e mai intrat pe... A intrat el pe mute, nu știu de ce, nu știu de ce. Ai înțeles? Băi, se mai aude, mă, frate, nu se mai vede? Eu zic că da, nu?
Asta e 15 euro pe lună. Salut, salut, Vasile, salut. Când apar din nou, stai acolo, nu ieși afară, stai acolo. Gogane, tu doar dă-ți camera, că eu pot să te bag sus. Ai înțeles? Uite. Dă-ți drumul la camera acum, sau știu eu, la microfon, la ceva. Sau cred că mai ieși o dată și mai intră iară. Salut, Robert, salut! Noi trebuie să... La care ești, frate? Băgat de două ori s-o. Stai mai așa puțin. Stai un pic. Remove. Remove. Ia dă-i tu încă o dată ca să urci sus. N-are internet de la el. La mine wifi de la ăsta. Dar se aude și vede parfumurile. Da, păi sunt cu StreamYard-ul ăla. E super ok StreamYard-ul ăsta, înțeles? O să mi iau acum pe o lună, două. Robert Moroșanu, salut! Vă salut pe toți care ați intrat și nu am putut să vă salut, fraților. Îmi cer scuze. N-am cum. Ieși afară de tot, ai înțeles, și intră din nou, dacă vrei. Că numai așa se poate. Remove, ia, hard to stage. Nu, n-am cum. Trebuie să ieși afară să intri din nou, ai înțeles? Ia zi, banule, ia zi. Mersi, frate, te pup și o să-ți trească ce-ți dorești. Deloghează-te și intră din nou. Ca să nu te mai am aici, să mai apar mie aici. Ai înțeles? Ca și quest, ca și de-asta. Că, dar nu știu cum să scot de aici definitiv. Edit name, edit microfon, chip from studio. Ăsta e. Chip quest, așa. Așa. Acum loghează-te din nou dacă vrei să intri și dai iară, cum ai dat prima oară. Are și privat chat ăsta și tot. Iar dă-le mână, păi, ca să-i definitiv. Da, s-a blocat ceva, da. Te blocase tu. Nu mai se vedea nimica și nici nu mai te auzei. Vezi? Acum e altceva. Da, e ok, dar eu când am umblat să caut chat-ul ăla, am dezactivat ceva, știi? Și n-am mai știut unde am intrat. Îmi cer scuze. Păi nu, apeși pe private chat-ul ăla. Uite, de exemplu, stai mă că îți dau eu acum private ca să vezi, uite. Bine, hai. Stai un pic. Da, deci da, da. Quest, apes pe tine, să mă arăm asta dacă mergi. Ai văzut? Nu, stai puțin, nu știu ce, e ceva, e o chestie pe aici, îți dai seama, nu? Da, da. Ia vezi, se apare ție ceva? Mă, nu, absolut nimic. Ia vezi, acum vezi. Acum, da. Asta e. S-a apărut? Da. Te vezi? Bă, greu, adică nu știu cu tehnologia asta, dar ne învățăm, uite, că dacă pică tehnologia, ce dracu facem? Dar știu, eu am știut, eu tot așa, am învățat.
Păi tu da. Vom învăța pe ăștia. Dar eu acum, dacă pică tehnologia, tu nu o să te superi pe mine dacă o să te copiez. O să fac și eu o curentată și o să beau la halbă cafea. Dar tu crezi că eu nu o să beau la halbă curentată? Să moară, mă, să nu beau la halbă. Păi aia deja ai, auzi, vezi că te întinzi deja sfițe. Tu ce, tu acum o să dai zi un nou ton de ăsta de modă? Halbă, cafea la halbă. Știi cum era pe vremuri la bloc? Bă, hai să bem un tec. Știi că era sucul ăla la tec? Acum tăți o să zic, hai bă, să bem o curentată. Ce? Curentată la halbă. Mamă, nebunești, bă, casă. Da. Auzi, fii atent, să văd dacă găsesc cum să-ți trimit aia, slănina. Dacă nu, acum la sfârșitul lunii vine un prieten bun de-a meu din București, vine să filmeze ceva la Cluj, știi? Și când se întorce, eu dau lui, că e mai simplu așa, știi? Da. Și tu aduci să nu... Habar n-am, nu știu dacă pe curier, pe alea pot. Să filmeze ceva, ce să filmeze? Bă, ăsta, prietenul ăsta meu, Costi, îi din București, e tatuator. Foarte șmecher, știi? Am înțeles, da. Și face, acum va fi un serial, dar n-aș fi să zic pe ce televiziune, cred că pe Prima. Și filmează în fiecare Cluj, în fiecare oraș, începe cu Clujul, arta tatuajului și vrea să promoveze orașul, știi? Am înțeles, da. Și teoretic să tatueze pe cineva din Cluj cunoscut, genul sportiv, știi? Da. Ca să fie de notorietate, știi? No. Foarte frumos. S-o ocupă cu chestii faine, știi? De aia zic. Foarte frumos. No, și atunci eu dau lui să vă vedeți, știi? Vine el unde e, sau vedeți voi, vă întâlniți. Dacă nu... Mersi mult de tot, mersi să... Mamă, numai capul aia însă. Mă țin de cuvânt 100%, ți-am promis, îți trimis și o pălincă de aia lângă bună. Păi, și o trimit o curentată tot prin el. Sau cum? Iar începe iară, cum îi zice, ălea trocurile, ca pe vremea lui Ceaușescu. Da, troc, bravo, troc. Cu ce băieți de la Cluj ai stat, te mai întâlni pe la pușcării? Băi, au fost multe, înțeleg? Au fost mulți. Mulți. Clujeni, da, frate, da. Poftim? Pe gore, da. Cum să nu? Prietenul meu, da? Da. Dar s-o revenit acum. Hai, băiatul ăsta, cum se cade cu Gan, bravo, felicitări. Mulțumim, Sandule, îți mulțumesc în locul lui, eu, poate nu vede chat. Nu văd. Auzi, aia te întrebam mai la început, știi, dacă te-ai intersectat cu Crețu, știi, cu Bogdan Negrei, nu te-ai intersectat, că el o sta mult pe gher, l-au mai fost pe cursă și Nu l-am intersectat. Am auzit de el, știu cine este aici, știu că am avut prieteni care a fost, dar nu m-am intersectat vreo cu el. Da. Adevărat. Și ăla e băiat fain ca tine și de aia zic că 100% de vă intersectați, aveați povești. Păi, da. Ce mă, sunt o grămadă, o să bag eu, să vedem zilele astea, cred că săptămâna asta o să rezolv, vreau să fac altceva, încep să cu niște podcast-uri de-astea cu șmecheri de-aia, cu oameni de-aia în vârstă care au făcut pușcărie când era piatra în ușe, cu alea. Știu, el era văr dulce cu nevastă mea, știi? Bogdan Crețu. Da, am înțeles. Eu am mers mult la el la vorbitor, la ăsta, am vorbit mult cu el și a fost acum de ziua lui cu băieți care au stat cu el și nu. Adică îți familiarizat. M-a oferit Dumnezeu, dar practic... Doamne ajută, frate, nu e bună, frate. Nu e bună, numai vezi că și copiii ăștia au figuri în cap și când ajung pe acolo, știi tu, săracii, cum plâng și ce fac. Deci plâng, de nu mai se poate să iasă din plâns și sunt niște mielușeni, niște nimic. Da. Știu că m-a povestit și vecin bătrân care stau pe la pușcărie și au zis, bă, care vin afară cu figuri, a fost șef de cameră, am fost pe la care el,
Bine, povești tu mai bine ca mine. Ce era acum, despre ce vorbim? Tot bune acum. Da, ce... De-aia, tu dai sfaturi bune și ești foarte explicit în ce zici și ei ar trebui să învețe copiii din chestia. Exact, ar trebui copii, să învețe... Mă. Iar trebuie să învețe răul pe care eu l-am dus ca să nu ajung acolo să duc același rău. Da, uite, dacă mai îmi acord, dacă mai îmi acord jumătate de minut, îți zic o fază care m-a marcat. Am mers la Creț la pușcărie și am mai scos doi necăutați, știi, ca să ducem bagaj mai mult. Da, pachet, și mai erau doi băieți, unul din tur, așa, și zice Crețul, bă, du-te, vorbește un pic și cu ea și pe urmă pleacă ăștia și stăm noi de povești. Și mă duc, era la geam vorbitorul, iau telefonul, zic, ce ai făcut, mă, ăla mă râs, era cum era milă de el, era, avea niște haine pe el din anii 2000, știi? Da. Zice, omor, hai de capul tău, dar ce? Ce-a făcut ăla? Ăla era sărac cu ciobani, era pe la țară prost și tăți își băteau joc de el, știi? Și dai seama că odată n-au mai putut o răvâzit, i-au futut una, l-au bătut pe unul, l-au omorât. O zic, bă, părinții mei n-au bani de tren să vină până la mine. Dar nu asta a fost chestia. Înainte să plec de acolo, s-o uita la mine și mi-a zis, zice, auzi, știi ce te rog? Așa mult mi-a plăcut că ai vorbit cu mine și cu ăsta și cred că e un băiat extraordinar, ne ajută și așa. Te rog eu mult, dacă te înjură cineva sau ceva, întoarce spatele și du-te. Că nu știi în ce moment îi dai un pumn, o palmă, exact, ceva. Nu știi ce faci și nu știi ce se întâmplă și ferească Dumnezeu. Și ți s-a dus viața pe pix. Aiurea. Așa e, tot. Așa e. Măcar când te duci și faci evaziune fiscală, faci, nu știu, ce faci, vinzi de astea, prafuri, prostii, măcar știi, asumi. Zici, bă, asta da. E, mă duc să fac bani, morții, mă, știi că ești cu ăla dimineața la 6. Corect. Dacă cineva, da, dacă dimineața cineva la 6, nu-i poștașul, că-s mascați. Da. Dar măcar îți asumi, știi? Am zis, vrei să faci bani mulți și repede? Asumă-ți că te duci la pușcărie. Da, și tu știi foarte bine, zic o fază, nu m-a ascuns, ăsta a fost pe față la o petrecere. O zis unul așa mai tânăr, era mai... Zice, bă, dacă vreți să nu faceți pușcărie, furați mulți bani. Și m-a uitat așa la el și zic, dar ce pula că ne înveți? Ce? Învață-ne ceva. Zice, bă, eu sunt procuror, zice ăla. M-a uitat așa la el. Adică furați mulți bani ca să bagi la pușcărie. Nu, știi ce-o zis? Fii atent, fază. Zice, bă, fii atent. Tu dacă furi 3 milioane, faci evaziune sau ceva de 3 milioane, eu în dosarul tău știu, mă, câți bani ai furat. Îmi dai mie un milion, mai îmi dai un milion să vorbesc cu judecătorii cu alea și mai rămâne și ție ceva. Dar tu dacă îmi dai mie 50 de mii, 100 de mii, eu nu risc meseria și libertatea. Că zice, eu cu un milion știu eu cum să fac, că nu mi s-a părut că e penal, vrăjoală, mă retrag cam așa în avocatură. Cam așa e. Deci, vezi ce au în cap. Ce, bă, fură mult, nu fura puțin. Adică, cu alte cuvinte, ei sunt tot niște infractori, dar pe bani mai mulți. Ei, infractori cu acte în regulă? Exact. Și, cum îi zice, băncile scămătari cu acte în regulă. N-ai ce. A, frate, poate băncile, ce leacu. Da. Și atunci, n-ai ce să faci. Oricum nu te poți pișa contravântului, știi bine. Da, dar asta zic, că dacă faci prostii de astea cum fac ăștia, au trecut era bătăi și cine mai umflat și cine mai... Păi eu i-am zis la unul trafic, nu știu ce, s-o tăți cu mine, am dat geamul jos și am zis, bă, nu-mi dai o palmă, că vreau să-mi schimb mașina. S-o dus în pulă și bă, nu ești normal. Păi da, mă, las-o, dracului, că nu... Ce? Dă-mi o palmă, că una, două, ți-au banii. Nu, dar tu îți dai și tu așa puțin seama ce... Că ăla care a vorbit cu tine și a văzut că l-ai băgat în seamă, s-a simțit foarte bine că i-ai dat importanță, adică că i-ai dat chestia de a fi și el din nou băgat în seamă de cineva. Da, da, da. Da, și am vorbit mult cu el și ăsta și, cum să zic, că de-aia ți-am mai scris și eu mai sus, că sunt foarte proști aia care nu se uită la oameni și se uită la cazier. Facem o paralelă foarte simplă. Tu te-ai descurcat atâția ani într-un penitenciar, în situații grele, da? Unde ți-ai produs țigări, ți-ai făcut manevre, ți-ai făcut. Păi gândește-te tu cu mintea ta, cu cum vorbești tu, cu stilul tău plăcut de om și așa, cam în vânzări, gen.
Câți bani ai face tu la un patron? Da, dar nu te angajează nimeni. Pe cea mai mare prostie. Din cauza la cazier, exact. Exact, din cauza la cazier. Da, dar cazierul ar trebui să arate altceva. Bă, omul și-o ispășit pedeapsa, bă, și-o făcut. Gen, adică, de ce mai zice reabilitare? Adică, păi nu, nu. Tu îți faci pedeapsa. Nu e așa. Îți faci pedeapsa. Ești afară în libertate și trebuie să stai un anumit timp să nu mai faci nicio infracțiune ca să poți să te reabilitezi. Aia știu. Știu că am prieteni care... Dar în afară de chestia ta, chiar dacă stai, uite cum am stat eu acum, eu, dacă nu să-mi fac reabilitarea, păi te rupe la bani. Te rupe la bani. Știu. Că sunt alte procese, sunt alte prostii. Știu. Nu, cere cazierul fiscal pe zero. Da, mă, multe, știu. Deci tot să tu gândește-te că pe mine m-a condamnat după 8 ani de zile, frate. După 8 ani de zile m-a condamnat. Am auzit din ce ai discutat. Dar deci timp de 8 ani, numai cheltuielile de judecată, punele câți bani sunt. Dar tu te gândești că pe ăla ții în zona infracțională, că nu-l poți reabilita, nu poți să se angajeze, nu poți să facă nimic. Și tu-l ții în zona infracțională, că omul trebuie să se descurce, nu? Obligat. Și dacă nu-l angajează nimeni, văd pe zierul, ce face? Da, eu aș da lege să-mi bag pula, dacă nu te mint, aș da lege, bă, dacă în firmă trebuie să ai pe cineva cu cazier, adică eu dacă mă duc la forțele de muncă, da, și vine și zice, bă, ai nevoie, eu am anunț în ziar sau undeva, angajez, da? Da. Trebuie să mă oblige cumva să angajez și cu cazier, frate, cum, ce? Așa ar fi ok. Păi, dar stai un pic, vezi, se plătesc cheltuielile de judecată, chiar nu ești de bun la cap, dar am de dat în jur de vreo, cred că sunt vreo 15.000 mâncase. Dar na, vezi, n-are rău să-i dai aia. Știi care e chestia, după ce te liberezi, îți intră în vigoare banii care ai de plătit. De exemplu, dacă ai de plătit 200 de milioane sau 300 de milioane, gândește că banii în fiecare lună produce o dobândă care trebuie să o dai. Și ce faci? Corect! Penelorice și satul cu mâna lui mâncase și se distruge el. Da, da. E foarte aiurea chestia asta. Zic, eu cunosc, chiar am zis că stau, poate ai auzit aici, cartierul Mănăștur, în Cluj, și cel, a fost cel mai rău famat. Știi, era așa. Da, da. Și am crescut între lumea bagabonți, interlopi, adică practic eu mă știu cam cu tot orașul, știi? Da. Cu aia tineri, cu aia vechi, cu aia cu toată lumea. No, așa au fost atunci, s-au legat prieteniile serioase. Nu. Corect. Nu, acum, hai bă, că dacă nu dă ăsta ceva, asta nu am un interes, nu mai stau. Păi ăsta Nelson Mondialul mânca aici la mine în casă, mă, la masă. Nelson. Mânca la mine în casă aici, ciorbă de fasole. Bă, zice, nu faci un butoi să duc și acasă. Un butoi, eu zic, că se facă mama să-și ducă în butoi ciorbă. No. Și de asta zic, eu văd băieții, toți sunt ok, mă, toți sunt băieți buni, toți sunt... Mă, lumea are stigmatul ăsta, pe... așa te arde unul care nu a făcut pușcărie, te fură de sare fâșul din firmă, din tăt. De numai ce ține, frate, adevărat, așa e. Păcat. Păcat, Cristi, zic păcat, sincer. Frate, e păcat pentru noi că ne pierdem multe și care chestia. Deci, la modul cel mai serios, majoritatea care se liberează, mulți vor să muncească, să nu mai facă infracțiuni. Normal, normal. Și ei nu gândesc să muncească, fii atent, și sunt obligați de trai, de foame, frate, ce să mai vorbim. Să se ducă să facă infracțiuni, mâncați-și. Bă, Cristi, dacă eu mă duc, ies din penitenciar afară, mă eliberez, salut, da? Mihai, și mă duc acasă și copilul meu moare de foame și pe mine nu mă angajează nimeni. Păi ce mă faci, frate? Vrând nevrând mă duc să fac ceva, nu? Corect, frate, corect. Așa este. Dar ei nu se gândesc așa. Asta e o mare problemă, dar bine, pe lângă cât este în țara asta, dar e foarte aiurea, mă, tati. Și hai să spun o chestie, ca să înțelegi. Noi, ca și ăștia care au fost cu penitenciare și care au fost deținuți oarea, vezi că sunt o forță de muncă bombă. Știu. Și am înțeles că îmi zicea Crețu că el în penitenciar și în ăsta a obținut o grămadă de diplome de astea, de sport, de că lui plăcea sportul. Da, frate, da, muncitori. Toți sunt muncitori, pentru că ei vin de acolo formați pe muncă, că majoritatea ies la muncă, ca să aibă un câștig anume, adică să aibă niște bani pentru cumpărături, să aibă și un câștig în zile
Și ești informat cu muncă de acolo. Dar dacă nu-i angajează nimeni, se scoate infracțiunea la loc. Și mai e o chestie. Tu te duci de afară din condiții bune, din nu știu, ai fost inginer, ai fost nu știu ce, și ajungi la pușcărie și te duci la spăla vase, la, adică tu ca om știi să cobori și la munca de jos. Exact. Și atunci, exact, și atunci exact, tu te înveți cu niște chestii și când vii acasă poți să faci o grămadă de chestii că nu ți-e mai rușine. Corect, așa este. Afară, pune-l pe unul ce-o termina facultatea sau le afară, zi, bă, du-te și spală vase. Du-te, mă. Ce dracu. Da. Exact. Dar vezi? Că asta zic. E o prostie mare. Și eu mă refer acum vis-a-vis de tine, că tot tine am intrat. Păi eu te-aș lua primul. Dacă aș avea firmă de asta, de vânzări, decât eu așa te văd pe tine că ești bun pe asta, înțelegi? Ai darul vorbirii. Tu când vin ceva trebuie să discuți la un om, să faci, să dregi. Păi tu dacă erai un pămpălău, combinai tu țigările, cine îți cumpăra ție curentata? Că nici nu știai să o vinzi în pușcărie, nu știai ce să le zici. Dacă stăteam și la vrăjeală și o lua imediat, ce naiba. Normal. Păi bun, păi... dacă te... când te duci la un restaurant și îți vine un chelner de la și zâmbește și nu știu ce, nu mai ți-ai o sticlă, nu mai îi lași ciubuc, nu? Obligat, obligat, să-ți faci o plăcere ca să stai mai mult, corect. Da, că omul e foarte serviabil și te face să te simți bine. Când vine unul din ăsta, da, poftiți, ce doriți? Orții, mă, ți dăm un grătar să plec. Tu corect, de-aia că mănânci și am plecat. Da, 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 așa este, știi, și vezi astea. Păcat, păcat, păcat că ne-am avea forță de muncă și ar fi super ok dacă ar folosi. În special pe toți deținuții ăștia care sunt. Bă, frate, bă, dacă vezi brigăzi de deținuții care sunt acolo, care pleacă la muncă dimineața, se scoală la 5:30, mâncați-și. Da, 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 da. La ora 5:30 sunt în porți, sute de deținuți mâncați-și pe care tu penitenciarești de mult. Păi de ce nu-i folosești, mă, afară, în folosul tău, exact, al comunității? Exact. Păi pe aia, și pe aia din pușcărie poți să-i folosești afară, la autostrăzi, la o grămadă de chestii, să faci. Dar nu le convine că ei trebuie să fută bani, înțelegi? Și atunci nu poți. Da. Gândește-te, mai ales că tu ai făcut atâția ani, ți-ai intrat într-o rutină cu trezitul, cu tot felul. Păi tu dacă vine acolo, intri într-un sistem de lucru, de muncă, de ceva, păi tu te joci, mă. Păi... faci munca din plăcere. Din... auzi, tu gândește-te că eu am stat vreo 7 ani și am muncit vreo 6 ani. Ca vulcanizator și eu munca asta o fac de plăcere și acum. Îmi place. Corect. Dar știi care e problema? Îmi place că se face bani. Aia e una la mână. Dar când și știi ce faci, ți-e mai ușor. De 10 ori. De 10 ori mai ușor. Corect. Ți-e mai ușor și faci mai mulți bani că faci cu plăcere, nu te trezești dimineața și zici, fai de capul meu, unde dracu mă duc? Ce fac? Exact, exact. Exact. Când faci o muncă, o faci cu plăcere, frate. Nu... cum e vorba aia? Fă ce-ți place și nu vei lucra niciodată. Corect. Dar mai zic una și te las, că poate monopolizezi o discuție. Zice... Eu de asta, mie îmi place chestia asta cu simiazul ăsta, pentru că eu vreau ca să urce oameni sus să-și pună opiniile. Adică, da, da. Plătești. Și ceva, vărere, suntem oameni, nu suntem animale. Ai înțeles? Da, da. Cristi, putem să dialogăm între noi, putem să ne vedem, să stăm de vorbă. Da, e multe chestii, dar sunt super ok. Că nu fac asta socializare. Asta înseamnă socializare și site-urile astea de-astea sunt create, nu să-ți arezi beșinile. Exact, frate, exact, 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 așa este. În astea 3 minute, poate un om îți zice foarte rapid ce scrie greu un chat să scrii ce vorbești, știi? Mai scrie altul să pierde ideea, știi? Dar asta mai vreau să zic. Că eu nici când e moca, eu nu mă uit la bani. Da, mă, dar eu, nu știu, mie îmi convine mai mult așa. Adică pentru mine unul e și ce chestia asta. E super, super ok. Bă, Rene, și dacă îmi da acum cineva să urce sus, îl bag sus. Eu văd înainte, da, dacă da, e... da, da, da. Eu îi dau acceptul ca să urce sus cum te-am urcat pe tine. Ai înțeles? Corect, corect, corect. Nu e convenabil, dau afară și spun, bă, tu ești tâmpit, faci lucrul ăsta. Îi dau și bloc. Da, oamenii care intră să înjure, să facă, să nu știu ce, nu înțeleg ce câștigă, ce vor să arate. Nu știu, nu știu. Mai e o chestie, Cristi.
în ziua de azi, din spatele tastaturii, toată lumea șmeche. Tu ai venit. Uite, Mihai e băiatul ăsta care m-a învățat cu StreamYard ăsta ca să fac. Da. Înțelegi ce zic? Toți sunt șmecheri, scriu din spatele tastaturii, bă, nu știu ce, dacă îi zici, hai mă, fraiere, să ne vedem față în față mai bine. Da, mă, dar la mine e șmecher, nu e șmecher, crede-mă. Nu, mă, știu. Nu, e șmecher adevărat și care are o chestie, o coloană vertebrală, nu scrie în tastatură urât, vorbește o vorbă care trebuie înțeleasă, care să, adică, da, poate să plictisește. Și mai tot, cu un YouTube intră mai multă lume decât pe alte. Cristi, la tine scrie clar, PNT, da? Penitenciar tot. Păi eu dacă intru, sau vreau să te întreb ceva dintr-o lume care e nevăzută, care nu cunoști, care nu cunoști, corect. Și lumea are curiozități, pentru că dacă nu știu cum e în mall, mă duc în mall și văd, nu trebuie să întreb pe nimeni, nu? Logic. Acolo e o chestie, o lume, o lume închisă, o lume normal, trebuie să supraviețuiești, trebuie să faci niște chestii și atunci așa e, frate. Întreabă tot felul de, cum să zic, curiozități. Deci, crede-mă, ai cuvântul meu că lume total diferită acolo de ce este afară, în libertate. Da, sunt alte valori, sunt alte, normal. Afară vorba ești cu pachetul de țigări, oricine dăm o țigară, dai, acolo cu țigara, cumperi, faci, e altceva. Vezi altceva. Dacă zici la unul, nu te crede, du-te, bă, cum să cumperi pe două țigări, nu știu ce, așa bine, sau pe cinci. Nu, pe două țigări nu prea cumperi lucrurile astea, bine, s-a aberat de multe ori. Mulți s-au aberat pe aici sau alea, dar pe două țigări nu prea. Da, nu, știu, am dat un exemplu, numai zic. Ce poți să cumperi pe două țigări, pe o țigare, pe trei țigări, pe spital? Când ajungi pe un spital anume care este de deținuți, adică cum e spital Vlava, cine mai are spital? Gherla mi se pare că are spital. E, acolo Gherla. Nu prea se primesc țigări. Nu se primesc țigări, înțeles? Da. Și... acolo, că da. Zic că sunt vezale bolnavi și nu se primesc țigări sau astea. Păi e ca la spital când te duci ăsta civil și ăsta nu te lasă, nu? Te duci, îți aduce careva exact. Și te acolo vin și te judecă, toată lumea te judecă acolo, că le vinzi pe nimic în casă. Și ce să zic? Da. Dar e mare să fii arestate și înfocat, frate, de țigare. Crede-mă că nu poți să tragi de unul. Păi dacă eu am fumat penală cu... normal. Cu pastă de dinți, ce vrei să zic? Normal. Bune. Normal. Păi ce nu faci, mă, omul... Doamne, iartă-mă. N-ai ce faci. Multă lume zice că vorbesc, auzi, multă lume zice că, domne, că cred că aberez. Nu aberez, măi, eu chiar am făcut lucrul ăsta, chiar am fumat chestia asta pentru că, ce vrei, eram disperat, nu mai puteam și în momentul când nu ai țigare să fumezi, credeți-mă, care știți, care sunt despumători, care nu vă spun eu. Deja nervii tăi sunt întinși la maxim și dacă spune unul o vorbă, cât de frumoasă ar spune, tu o vezi în vârf și sări la bătaie. Iei foc, da, nu mai judeci, ești... Să la bătaie, frate, nu mai spui. Da. De-aia totdeauna când ești calm, ai mâncat, ai băut ceva, ai fumat o țigară, altcumva discuți. Exact. Gândește-te tu numai dimineața acasă, în libertate, nu în pușcărie. Te trezești și n-ai o țigară și ai bea o cafea. Ce bune ești. N-ai bani. Păi o iei pe stradă, la furat. Exact, bune. Ești pe stradă, da. Ești pe stradă, dă-mi o țigară, n-am, bang! Vezi, da, sunt și asta, ce să mă, dar ce ai, mănele, mă, sunt lucruri care... Bă, frate, eu am văzut cu ochii mei și nu am văzut, am și trecut. Da. Deci sunt pe afară și adunam chestoace și făceam penale, cum vine vorba. Corect. Da, eu mai spus un lucru ca să înțeleagă, eu nu sunt smart, doi, eu nu sunt șmecher, nu sunt nimic. Eu sunt un om care am trecut prin multe suferințe și multe greutăți și copiii ăștia care sunt și care se uită să ia suferința aia și greutățile și să nu ajungă niciodată pe la pușcărie, frate. Normal. Păi cum ți-am scris și ieri, sănătatea, cum ți-am scris și ieri, sănătatea și libertatea sunt cele mai prețioase, mă. Așa este. Toată lumea scria ieri că ore pentru câți bani te duce, pentru nu știu cât. Păi pentru câți bani să mai spun o chestie. Hai să mai spun o chestie. Eu am avut foarte mare noroc că pe mine m-a cunoscut lumea pe la pușcării, sincer. Da. Cu totul nu e greu. Dar dacă alții se duce și nu-i cunoaște nimeni, crede-mă că o duce, știi cum o duce?
Exact ca da, ultimii da. Sclavi, ai văzut sclavii pe plantație, așa o zice frate. Știu că mi-ar povesti băieții, că am mulți prieteni care au fost așa și am discutat exact cum discuți tu, deci nu am discutat de mardoială, de exact viața de acolo, știi? Cum îi, ce îi, cu aia, cu aia, cu aia. Și tu, când ești arestat, sau ăla, ai dat toți banii din lume ca să scapi, știi? Și ei zice că, bă, dacă mi-ar da unul, nu știu câți bani ajunge la pușcărie. De ce nu gândește înainte să se ducă la pușcărie așa? Să nu ajungă pe acolo. Exact. Și se gândește numai când ajunge pe acolo. Mamă, ce fac, aoleu, cu tare, și începe să plângă. Să... Da. Să dea tăzi multe bani. Multe lume nebunințe. Păi numai când te duci, bă, civil, te duci la vorbitor în pula ca lui și sinistru. Când te duci la vorbitor, nu... Și mare lucru nu vezi. Tu intri în poarta aia, nu știu ce, și te duci acolo, alea, la geam sau... Unde ai la masă. Și te pare pădos. Da, și ești pădos și ești de acolo, nu prea ești bun de nimic ca o corect. Zi sau până. Asta zic, așa. Bă, oamenii, nu știu, oamenii au impresia că... Da, e o chestie, da, o fine, e o chestie care e, cum să zic, tabu. Mentalitatea română, e ascunsă, nu știe lumea și atunci... Vezi tu cum e. Aia de, mulți vor să încerce necunoscutul, da? Mai bine să uite la filme. Așa e. Nu, ai greșit. Nu, nu. Să intre pe canalul tău, mă, să se uite. Că filmele sunt ficțiune, pula, nu? Bă, cam să știi că filmele sunt pe bune ficțiune, fără glumă, fără caterincă. Ăștia da. Arată ceva ce e scos din comun. Și am mai văzut și eu. Sunt băieți pe aici care vor să facă filme de-astea cu, vezi, Doamne... E, băi, dacă faci o chestie de asta și un content despre așa ceva, păi fă special pe așa ceva. Fă la nume, da. Bă, cu pistoale, cu pistolari, cu bătăi, cu caratiști, stai mă puțin, da. Nu te crezi, deja ai intrat în lumea mafiei siciliene. Unde suntem, că suntem în România? Da, intră ăla și bate un etaj în pula mea, da, exact. E adevărat. Și bolmă, rupe gratile și zboară, bine mă. Asta e aberație și sunt prostii. Asta e. N-ai ce să faci. Știi care e prostia? La noi s-o promova numai tâmpenii, numai de ăștia ții de un leu. Și lumea de aia, ți-a zis și pe TikTok și pe alea. Toată lumea vrea să se aghețe de unul, să înjure, ăla să-l înjure, să intre, să se bage în seamă, știi? Tu n-ai văzut mai acum două, trei seri când băuseam un pic, când am băut. Nu știu dacă erai. Da, da, da. Și am intrat pe TikTok și m-am luat de toți. Da. M-am uitat când sunt și nu vrea să cred și am închis. Hai pa, la revedere, și am închis. Da, da, da. Am închis. Da, da. Am închis, bă. Păi da. Păi... Pentru nu. Ce s-a întâmplat? Nu știu, s-o... poate tu facem o vrăjală. Zic, bă, Cristi, fiate, îmi vezi că intru eu mâine, nu știu ce, da, da, dume, tu. Și pe urmă, toată lumea o să zică, o să stea gură cască, că bă, zice, să vezi tu, Cristi, cum să ceartă cu unul, știi? Vrăjală. De alea să înjură, să... No. Păi de-aia stai, mă, să auzi cum înjură. Ce proști să-mi bag piciorul. Băi, dar nu e vorba că îi aude pe aia. Nu e vorba că îi aude pe aia cum înjură. Dar ăștia îi înjură și pe ei, pe aia care se uită la el. Da, da, da. Aia e prostie mare. Adică înjură de mor, de familie, frate, de copii, da. Pe oameni și stă acolo. Stă acolo în continuu. N-am să văd așa. Da, da, nu. Și ăștia se înțeleg, că eu știu că ți-am zis că eu și prieten cu Nelson. Manevră că fac bani, mă, știi? Fac bani și nu interesează, știi, pe unii, unii n-au coloană vertebrală pentru ei, banii totuși, știi? Exact. Și atunci tu ești o găină, un fraier, unde ăsta care pe tine te conduc banii. N-ai demnitate, n-ai nimic. Păi nu mai bine, mă, că e mine, că nu mai intru pe TikTok și nu mă interesează ce se întâmplă pe TikTok-ul ăla. Decât să stau să vă facă lumea cerșetor, mai bine lipsă. Că n-am cum să ajung toată viața mea cum sunt ceilalți și restul. Dar nu e adevărat, nu știi niciodată conjunctura, dar nu e stilul, nu ești genul de ăla de, cum să zic, de lipitoare, de cerșătorie, că trebuie să fii așa, făcut. Adevărat, da, așa e. Nu pot. Și nimeni nu mi-a dat cineva să urce sus, stai puțin. Auzi, ție nici nu stă bine. Ție nici nu stă bine pentru că nici nu poți să-ți transform fața, să cerșești trandafiri. Nu-mi dați doi trandafiri. Hai cu trandafiri. Nu? Hai să fim serioși. Vrei trandafiri? Angajez-o de-aia zi, o florăreasă, pula galului.
Și faci un buchet mai bine. Și zici fraierilor, eu primesc cu buchetul, mă, nu cu trandafirul. Așa e. Dacă Bogare, vrei să mai bași pe cineva asta, nu, 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 o să-l zic, că e deja târziu, frate, e deja târziu. Da, mă uit, am fost și eu. 3 ore. Da. Hai că... că mâine o să iei totuși așa pe la ora 10, că am văzut că la 10 se strânge lumea, adică e ok. Ușor, ușor, să fie mai mulți. Pentru că eu am canalul mic. Eu am canalul mic. Ăștia au câte 30.000, 40.000 de abonați. Ce eu faci, am încet, 1.300, e nimic la mine. Dar ușor creștem. Încet, încet. Ideea este că tu ești constant, adică se vede că n-ai intrat să dai o lovitură, înțelegi? Tu ai intrat cu niște chestii faine, cu niște care, eu zic sincer, că n-are rost, că acum nici nu te cunosc și nici n-am vreun interes să te convinc. Bă, eu stau și mă uit cu gura căscată, zic, îmi pun pe televizor pe alea pe YouTube ce ai tu vlogurile, înțelegi? Și mă uit, bă, ca, cum să zic, cap-cod, adică e o chestie să ai răbdare, mă, să asculți un om, să te uiți, să... E o chestie mișto. Trebuie să ai și darul ăla ca să-l faci pe omul ăla să stea. Da, da. Sau să nu deruleze, știi, să zic, bă, ce-o zis, pac, pac. Da. Ce și nu roșie. Ce și cum puteți să ca să vezi. Că de asta a fost unul, nu? Sunt la regim, am intrat la regim. Da? Păi ține și tu postul Paștelui. Mănânc numai roșii ca să aveți și brânză. Atât. Da. Fără dar pâine, zis, fără nimic. Și eu am zis că mă duc la, mă apuc de sală, dar tot la sala de mese mă duc. Sus. Sus. Așa, stai că scriu ceva pe chat. Păi, ia să un pic. Nu merge așa. Stai, mă, că îți dau numărul de telefon direct acum. Ai înțeles? Da, mai bine așa. Și vorbim. Păi, da. Gata, poți să te uiți. Da, mă uiți și te scriu și eu a meu ca să-l ai, să-l bagi în memorie. Știi, ca să știi cine te sună. Nu-i problemă. Stai că... să-l notez mai bine, că n-am pe ce să știu că telefonul e pe direct aici, telefon. Da, da, da. Cum zicea un vecin, zicea, zic, bă, vezi că te sun să răspunzi. Dar răspund, tati, că eu n-am dat, nu-ți dator, Nicu, zic. Păi ce răspunde, răspunde, că lumea, nu-mi e nicio gară, nu-mi e nimica, nu, chiar nu mă interesează. Da. Nu-mi convine că vorbește la telefon, îl opresc, hai pe la revedere, îl blochezi direct. Da, dar știi că mai e o fază, că lumea în ziua de azi, dacă ai telefon mobil, toată lumea zice, bă, dar te-am sunat și n-ai răspuns. Bă, dar telefonul mobil mie nu-mi dă, cum să zic, obligativitatea să răspund, că poate-s pe WC, poate mănânc, poate nu vreau. Adevărat, nu sună de telefon, nu sună de telefon, frate. Da. Lasă că te sun eu înapoi când pot, când nu. Dacă nu răspund, aia nu înseamnă că, gata, ce, te bă, nu. N-ai răspuns la telefon. Și tu știi asta ce am avut eu dacă eram bolnav, dacă eram... Așa. Bogane, te pup, te las. Te pup. Ne mai auzim. Că... da. N-am și la revedere la băieți și da, da. Ies și eu. Da. Hai ies că mă recunosc oameni. Bagă. Hai, te pup, sănătate. Te-am făcut poftă. Pa, pa, pa. Da. Salut, salut, te pup. Da. Băi, băieți, vă pup să vă trăiască toată familia voastră. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Că am fost cu toți alături. Dintr-o comunitate, cum vine vorba. La mine mai durează până facem o comunitate. Oricum, comunitatea de la mine e pe Liprava. Se știe că ba nu, PNT m-am pus. Că am schimbat pe Liprava, am pus PNT. O să intru și mâine seara în fiecare seară. Cred că o să intru după la ora 10, pentru că atunci se strânge mai multe persoane. Ce să vă zic, să vă trăiască familia voastră, tot ce vă doriți, să vă dea Dumnezeu multă sănătate
Doamne ajută, frate, să fiți liberi și să ne întoarceți toată viața voastră. Vă pup, fratele vostru, cu drag și cu respect pe toți.